Bună ziua tuturor! Vă mulțumim pentru participare. Sunt Mădălina Beatriz Mihaloache, sunt șefa Biroului Parlamentului European în România. Vreau să le mulțumesc atât celor prezenți aici în noi sală, cât și celor care ne urmăresc online pe canalul nostru de socializare. Aș vrea de asemenea să-i mulțumesc domnului Ion Ionuță, care va modera dezbaterea de astăzi. Sunt convinsă că experiența domniei sale ne va fi de folos în extragerea celor mai relevante concluzii ale acestei dezbateri. Aș vrea să mulțumesc de asemenea doamnei Ramona Chiriac, șefa reprezentanței Comisiei Europene, pentru că a dat curs invitației noastre de a participa la această dezbatere, care este un preambul la ceea ce numim SOTEU, discursul președintei Comisiei Europene privind starea Uniunii Europene. Desigur, relevanța discursului se citește și în raport cu punctele de vedere prezentate de grupurile politice în Parlamentul European. Ne aflăm acum într-o etapă în care membrii Parlamentului European, grupurile politice europene, își exprimă propriile așteptări în legătură cu prioritățile pe care ar trebui să le aibă Comisia Europeană pentru anul viitor. Ținând cont de proximitatea alegerilor europene, cred că este de mare interes pentru public ca cei care i-au reprezentat și reprezintă în continuare în actualul său mandat să vină alături de noi pentru a discuta cele mai interesante și presante subiecte de pe agenda europeană și aș vrea să le mulțumesc pentru participare doamnelor și domnilor eurodeputați, domnul Victor Negrescu, membru al Parlamentului European, grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților. Domnia sa este de asemenea consilier onorific al primului ministru al României și prin urmare poate oferi o perspectivă relevantă și din acest unghi. Doamna Maria Grapini, eurodeputat, grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților. Domnul Dragoș Pâslaru, eurodeputat, grupul Renew Europe. Și de asemenea, online, mi se alătură doamna Ramona Stugariu, eurodeputat, grupul Renew Europe. Îl așteptăm de asemenea pe domnul Cristian Purpulescu, decan al Facultății de Științe Politice, SNSPA, și analist politic de prestigiu, care ne va oferi și domnia sa expertiza și experiența domniei sale în domeniul problematicilor europene. După cum știți, în luna septembrie a fiecărui an, președintele Comisiei Europene rostește în fața Parlamentului discursul privind starea Uniunii Europene. Cu această ocazie trece în revistă realizările anului precedent și prezintă prioritățile pentru anul viitor. Discursul este urmat de o dezbatere în plenul Parlamentului European, lansând astfel dialogul cu Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, în vederea elaborării programului pentru anul viitor. În acest an, doamna Ursula von der Leyen, președinta Comisiei, se va adresa Parlamentului în data de 13 septembrie. Discursul său va fi ultimul de acest fel din actualul mandat, având în vedere că în 2024 vor avea loc, așa cum știți, alegerile europene. Așadar, în 2024 vom avea nu doar o nouă comisie, ci și un nou parlament, astfel încât este un an de maximă importanță pentru noi toți în Europa. Nu putem vorbi de 2024 fără a ne raporta la prezent. Anul acesta, riscurile și provocările cu care se confruntă Uniunea Europeană sunt deosebit de presante. Ele vin atât din exterior, și mă gândesc aici la războiul provocat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, dar și provocările cu care ne confruntăm în interiorul Uniunii Europene, și anume continuarea regresării economice după pandemie, în special cu ajutorul mecanismului de redresare și reziliență, tranziția către o economie competitivă, curată și rezilientă, tranziția digitală și ecologică.
Importanța deosebită a perioadei 2023-2024 a fost recunoscută la nivelul tuturor instituțiilor europene. În acest sens, Parlamentul, Comisia și Consiliul au semnat încă de anul trecut declarația comună privind prioritățile legislative ale Uniunii Europene pentru 2023 și 2024. Acest document stabilește prioritățile asumate de cele trei instituții europene până la finalul mandatului parlamentar, și anume promovarea obiectivelor Pactului Verde European, realizarea tranziției digitale și sporirea rezilienței Uniunii Europene, crearea unei economii ce funcționează în beneficiul oamenilor prin sporirea eforturilor de a stimula competitivitatea, creșterea economică și crearea de oportunități de angajare pentru cetățenii europeni. Crearea unei Europe mai puternice în lume, inclusiv prin continuarea acordării sprijinului Ucrainei și menținerea angajamentului nostru față de dezvoltare și ajutor umanitar. Finalizarea reformei cadrului legislativ privind migrația și azilul înainte de încheierea actualei legislaturi. Protejarea democrației și valorilor noastre în fața unor amenințări fără precedent prin folosirea tuturor instrumentelor pe care le avem la dispoziție pentru a apăra statul de drept, egalitatea și antidiscriminarea, precum și libertatea și pluralismul mass media în cadrul Uniunii Europene. Acestea sunt doar câteva din datele actualului tablou european, marcat, cum spuneam înainte, atât de provocări, dar și de oportunități. Parlamentul European va desfășura o campanie de informare cu privire la alegerile europene din 2024 și, de altfel, desfășoară în prezent numeroase campanii pentru mobilizarea civică a cetățenilor europeni, cum ar fi proiectul Împreună în UE. Având ca motto Împreună pentru democrație, această inițiativă a creat o comunitate organizată în jurul platformei denumite Împreună în EU, care se reunește în special tineri, dar nu numai, care doresc să se implice în comunicarea europeană, să se reunească pentru a dezbate proiecte europene și, nu în ultimul rând, să contribuie la mobilizarea cetățenilor europeni la alegerile de anul viitor. În acest context, vă invit să vedeți această platformă. Este deschisă oricui dorește să participe, atât la nivel individual, cât și la nivel de organizații. Închei scurta mea introducere prin a vă ura o dezbatere interesantă și utilă privind felul în care vedem în România prioritățile Uniunii Europene, invitând astfel alături de noi eurodeputați români, reprezentanți ai societății civile, ai mediului academic și ai presei. O voi ruga în continuare pe colega mea, doamna Ramona Chiriac, șefa reprezentanței Comisiei Europene, să ne spună câteva cuvinte din perspectiva Comisiei Europene. Mulțumesc! Și salutări și din partea întregii echipe a reprezentanței Comisiei Europene la București. Avem bucuria de a împărți această clădire printre altele cu colegii noștri din cadrul biroului de legătură al Parlamentului European și asta e un lucru foarte important. Stimate doamne și domni eurodeputați, dragi colegi, reprezentanți ai mediului academic, stimați reprezentanți ai mass mediei și dragi elevi și studenți, am auzit cu bucurie printre voi. Vă bucur foarte mult că sunteți alături de noi și mulțumesc încă o dată pentru inițiativă, dragă Madalina, și invitație. Luna septembrie este într-adevăr pentru instituțiile europene o perioadă de bilanț, dar și o perioadă a planurilor de viitor. Iar momentul culminant pentru noi îl constituie, bineînțeles, starea Uniunii Europene, evenimentul care are loc săptămâna viitoare. Și dincolo de faptul că este deja o tradiție și că a devenit un element central al vieții politice europene, dezbaterea privind starea Uniunii este prevăzută expres
în acordul cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană, instituit după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, contribuind atât la o mai bună informare a cetățenilor europeni, cât și la, ceea ce dorim, consolidarea legitimității democratice a procesului decizional în Uniunea Europeană. Începând din 2010, în fiecare an, cu excepția anilor în care au loc alegeri europene, președintele sau președinta Comisiei Europene susține un discurs în fața Parlamentului European, reunit în sesiune plenară la Strasburg, în care prezintă un bilanț al anului în curs, precum și schițarea următorilor pași pentru anii care vin. Discursul este urmat de o dezbatere pe aceste teme cu liderii grupurilor politice și europarlamentari. Săptămâna viitoare este într-adevăr cea de-a patra ediție a Stării Uniunii din mandatul actualei comisii, condusă de Ursula von der Leyen, și ultima înaintea alegerilor europene de anul viitor. Ultimele trei dezbateri au fost profund marcate de multiplele crize care au pus și încă pun la încercare Europa și întreaga lume. Și mă refer la războiul din Ucraina, la pandemia de COVID-19, la criza energetică sau la inflație. În discursul de anul trecut, președinta von der Leyen anunța o serie de inițiative și direcții noi și aș vrea să enumăr o parte din acestea. Sprijinirea în continuare cu fermitatea Ucrainei. Măsuri de sprijin pentru europeni în contextul crizei energetice. Reducerea dependenței Uniunii Europene de combustibilii fosili din Rusia. Menținerea poziției de lider la nivel mondial în ceea ce privește adaptarea la schimbările climatice și protejarea naturii noastre. Apărarea în continuare a democrației atât pe plan intern cât și în întreaga lume, precum și a statului de drept. Și, nu în ultimul rând, o nouă abordare cuprinzătoare cu privire la sănătatea mentală. Acestea erau direcții anunțate anul trecut de președinta Comisiei. Dânsa va fi cea care va comunica săptămâna viitoare în discursul acesta crucial felul în care au fost îndeplinite aceste obiective, precum și noile inițiative pentru 2024. Nu vi le pot împărtăși eu acum. Discursul are loc în 13 secunde la ora 10, ora României. Vă invit pe toți să vă încurajez să urmăriți. Există însă rezultate despre care vă pot vorbi deja și situații care vorbesc de la sine despre felul în care ne-au îndeplinit angajamentele. Câteva exemple. Ucraina continuă să reziste în fața agresiunii Rusiei, iar sprijinul multidimensional, militar, economic, politic și umanitar din partea Uniunii Europene are un rol decisiv. Cea mai grea parte a crizei energetice a fost depășită, prețurile au scăzut considerabil, populația și economia au fost puternic susținute de măsurile luate atât la nivel european cât și la nivel național. Am redus în ultimul an la un nivel istoric minim cantitatea de combustibili fosili importați din Rusia. La începutul verii am lansat un prim pas către o abordare cuprinzătoare a sănătății mentale, subliniind că este la fel de importantă pentru sănătatea noastră ca sănătatea fizică. Au intrat în vigoare actul privind serviciile digitale și actul privind piețele digitale, ambele contribuind la obiectivele Uniunii Europene de a ne consolida suveranitatea digitală și propriile standarde care să protejeze cetățenii europeni. Actul european privind chipurile, care va crește competitivitatea și reziliența Europei în domeniul semiconductorilor, a primit aprobările Consiliului și Parlamentului și așteptăm să producă rezultate concrete. De asemenea, un nou regulament privind bateriile a intrat recent în vigoare vizând creșterea eficienței acestui domeniu și susținerea obiectivelor Pactului Verde European. Nu în ultimul rând, așa cum a fost deja menționat și de colega mea, planurile naționale de redresare și reziliență, care sunt principala componentă a pachetului Generația Următoare UE, sunt în plin proces de implementare în întreaga Europa, cu particularități și provocări specifice pentru fiecare țară în parte și cu un dialog continuu, așa cum bine știți, între statele membre și instituțiile europene. În scurta mea intervenție am încercat așadar să argumentez cumva de ce este importantă săptămâna viitoare, de ce momentul SOTEU este extrem de important.
Pentru noi, reprezentanța Comisiei Europene reprezintă cu siguranță o prioritate. Facem un efort imens de comunicare pentru a aduce aceste teme aproape de cetățeni. Vom fi la Timișoara săptămâna viitoare, pentru că am ales să ridicăm și profilul României la Bruxelles și să fim în capitala culturală Timișoara, alături de tineri, alături de autorități locale, de primarul Timișoarei, de președintele Consiliului Județean și de 100-150 de tineri, pentru că acolo bate inima culturală a României. Vă încurajez să vă bucurați de acest statut pe care România l-are și acolo ne-am dorit să fim pentru a amplifica cumva toate aceste eforturi. Închei cu rugămintea ca și dumneavoastră, cei care sunteți aici, să ne urmăriți și să fiți, într-un fel sau altul, ambasadorii acestui mesaj european. Mulțumesc! Bună dimineața încă o dată! Mulțumesc organizatorilor. Este într-adevăr un lucru extrem de important că avem aceste întâlniri. Iată, Parlamentul European, Comisia Europeană, reprezentanții noștri în Parlamentul European, dumneavoastră, publicul, distinșii noștri invitați, sunt chemați să dezbată și să vorbească despre teme care sunt cu adevărat cruciale. În meseria noastră de jurnalist, cel mai delicat lucru este să folosim adjectivul, pentru că asta induce o notă de subiectivitate. Să spui cel mai sau induce asemenea lucruri care nu pot să nu fie corecte, dar aici nu avem alte cuvinte. Suntem într-o perioadă crucială pentru 450 de milioane de cetățeni ai Uniunii Europene. Vor fi alegeri de mai puțin de un an, suntem în linie dreaptă, în iunie anul viitor. Iată, vom avea acum, peste câteva zile, raportul Comisiei Europene, președintei Comisiei Europene privind starea Uniunii, pe care se va pune așezat dezbaterea mai departe, bineînțeles pe teme care pur și simplu sunt decisive pentru noi toți. Suntem într-un moment în care avem un război la granițe, suntem într-un moment în care depășim o pandemie care a zbuduit lumea într-un mod pe care nu l-am cunoscut până acum. Suntem într-un moment de trecere la o nouă economie, pentru că nu mai putem supraviețui pe această planetă folosind resursele energetice de până acum, asta este evident. Vedeți ce s-a întâmplat numai în ultimele săptămâni legate de catastrofe climatice, chiar foarte aproape de granițele noastre. Evident, trebuie să accelerăm aceste procese, dar sunt costuri. Apar costuri, apar nemulțumiri, bineînțeles că a crescut foarte mult priza pe care curentele naționaliste anti-europene o au în rândul cetățenilor și trebuie să ne punem această problemă, de ce suntem în această situație. De asemenea, pentru România sunt teme extrem de importante, nu ne mai referim numai la Schengen, bineînțeles, este pe buzele tuturor și Parlamentul European a văzut, votând rezoluții după rezoluții de susținere a României, de asemenea, deficitul bugetar al României și PNRR sunt esențiale pentru ceea ce înseamnă dezvoltare economică, modul în care vom reuși să îndeplinim jaloanele pentru a absorbi aceste sume de bani fără precedent în istorie, pentru care România și-a angajat responsabilitatea în fața partenerilor europeni, dar care ar duce România la un nivel de investiții cum n-am mai întâlnit până acum și a transformat cu adevărat economia românească. Cred că mai sunt câteva teme extrem de importante pentru, dacă nu pentru anul acesta, dar evident pentru viitorul mandat, lărgirea Uniunii Europene și aici avem discuția cu Ucraina și Republica Moldova, de asemenea Balcanii de Vest, lucruri care ne interesează extrem de mult. Provocări foarte multe, soluții să vedem dacă găsim, ce facem pentru a
apăra într-adevăr democrația supusă unor atacuri fără precedent până acum. Democrația nu este dată odată pentru totdeauna, ea se apără și se construiește în fiecare zi, dar pentru asta este nevoie de suportul dumneavoastră, al fiecărui cetățean al Uniunii Europene. O să trec la a invita pe distinșii noștri oaspeți să ne prezinte modul în care văd situația în acest moment. Avem pentru început 5 minute pentru fiecare, după care vom face dezbatere, pentru că ăsta este sensul, rostul, să vorbim cu cetățenii, să-i convingem, mă spunea doamna Grabini și are mare dreptate mai devreme, este o falie îngrozitoare între ceea ce se întâmplă și percepțiile oamenilor. Oamenii au cu totul și cu totul alte percepții despre ceea ce se întâmplă. Trăim într-o lume paralelă, cu foarte multe realități și multe dintre aceste realități construite în interiorul nostru nu au nimic de a face cu ceea ce se întâmplă cu adevărat. Și mă bucur că vă avem alături pentru a vorbi despre lucrurile care se întâmplă cu adevărat. Dați-mi voie să încep, doamna Grabini, fiind singura doamnă prezentă fizic aici, o mai avem pe doamna Strugariu și după aia vom continua. Vă rog, doamna Grabini. Vă mulțumesc foarte mult, dați-mi voie la început să vă felicit pentru acțiunea organizată, nu sunt prima dată și mă bucur că mă invitați. Să vă felicit și pe cei prezenți, pentru că nicio acțiune, nicio conferință nu și-a atinge scopul dacă nu sunt și partenerii de dialog. De aceea, structura invitațiilor este extraordinară, de la mediul universitar, presă, studenți, elevi, academie și așa mai departe. Deci este extraordinar. Eu am să vorbesc din perspectiva atribuțiilor mele în Parlamentul European. Cred că și asta trebuie să învățăm, pentru că de foarte multe ori cetățeanul se adresează cuiva care nu are atribuții de rezolvare în acel domeniu. Eu sunt vicepreședinta Comisiei Piața Internă din Parlamentul European în acest mandat. Sunt în Parlamentul European din 2014, părăsind cea mai dragă profesia mea, și anume afacerea. Dar trebuie să ne asumăm. Și recent am fost la Academia de Științe din Republica Moldova cu ocazia Zilei Limbii Române și exact asta am spus în mediul academic. Dacă vrem să facem schimbare, trebuie să-și asume oamenii care pot, știu, vor, mai mult decât cei care sunt acum criticați că nu vor, nu pot sau nu știu. Este o ecuație foarte simplă, eu sunt inginer și totdeauna am spus că nu poți să muți, eu nu cred în chestiile care le vedem, nu poți să muți un obiect de la locul lui decât dacă cineva pune mâna să-l ridice. Ca să mă încadrez în cele 5 minute, sunteți generoși noi la Parlament, dar avem un minut, două minute, am să încerc să punctez câteva lucruri. Sigur, ne interesează perspectiva, ne interesează viitor. Eu am să spun că cel mai important lucru pe care eu îl văd și mă bucur că și grupul politic din care fac parte, socialdemocrații, au cuprins în activitatea grupului, cel mai important lucru este politica de coeziune și modul cum o implementăm, pentru că atunci, evident, dacă ai oameni care sunt mulțumiți de viața lor și de modul cum trăiesc, evident că atunci se poate face acea sinergie, se pot face acele echipe. Deci politica de coeziune a fost firul roșu, să spun așa, în mandatele pe care eu le-am lucrat în Parlamentul European și evident că rămâne mai departe și noi susținem toți, eu sunt și în Comisia de Control Bugetar, ca să nu fie subminat politica de coeziune în actualul CFM 2021-2027, pentru că atunci e ca și cum de la scoți o cărămidă de la casă. Acum, pe plan economic și social, am să vă spun câteva puncte repede care s-au întâmplat și care m-au bucurat. În primul rând, avem directiva privind salariul minim și era mult așteptată de cetățeni. E bine că s-a întâmplat, nu a fost bine explicată din păcate, nici în România. Românii se așteptau să aibă un salariu egal cu cel din, eu știu, din Luxemburg sau din Germania. Această directivă, de fapt, a reglementat și obligă statele membre să aibă o lege privind salariul minim și asta protejează lucrătorii și lucrătorii români, lucrătorii care merg în altă țară să lucreze. Asta era scopul și asta este scopul directivei, pentru că să știți că erau țări precum Germania care nu aveau o lege privind salariul minim. Un alt lucru pentru care și eu și grupul politic din care fac parte a luptat a fost echitatea fiscală. Încă ne lipsește.
echitatea fiscală. De aceea anunț cu bucurie că chiar ieri am avut întâlnire cu o colegă din Franța, s-a lansat o inițiativă cetățenească la nivel european privind impozitarea marilor averi, lucru cu care ne luptăm și noi aici, pentru a diminua acest ecart între cei săraci și cei cu averi foarte mari. În ceea ce privește egalitatea de gen, vă spunea domnul Ioniță că sunt fizic prezentă doar eu, mă bucur foarte mult că au fost câteva realizări, între care o legislație privind transparența salarială obligatorie, un pas major privind principiul egalității de remunerare pentru muncă egală, acordul mult așteptat privind directiva femeii, da? În consilii, adică prin această directivă reglementăm ca femeile obligatoriu să aibă loc în consilii, și, evident, ratificarea și aderarea la fel de așteptată a Uniunii Europene la Convenția de la Istanbul. Acum, trebuie să vă spun că rolul europarlamentar sau munca europarlamentarului se reflectă prin ceea ce își asumă ca rapoarte. În momentul în care auziți că cineva este raportor, înseamnă că el conduce negocierile pentru o viitoare directivă sau un viitor regulament, negocierile și în cadrul grupurilor politice ale Parlamentului, dar și în raport cu Consiliul și Comisia. E bine, am să vă spun că eu am avut câteva rapoarte importante, printre care materiale de construcție, de exemplu, pentru a fi o echitate în importurile din țări terțe, dar am să vorbesc de două rapoarte care îmi simt foarte dragi venind din mediul economic, și anume, chiar ieri am avut întâlnire cu raportorii, cum spunem noi, raportorii din umbră, eu fiind raportorul principal din partea SMB, pe proiectul privind piața de gaz și hidrogen, norme comune în piața Uniunii Europene, care ne va afecta pe toți. Am dorit foarte mult să am acest raport și am reușit să trec în Parlament, ne-am blocat la negocierea Consiliului, la două lucruri foarte importante pentru România. Consumatorul vulnerabil, să-l protejăm, și nedeconectarea în sezonul rece a oamenilor, să înghețe oamenii în frig. Și sigur și alte lucruri. Un alt dosar foarte important care acum este în lucru, pentru că vorbim de ce se va întâmpla în viitor, un dosar început, durează câteodată 2-3 ani, este cel legat de organizarea pieței energiei electrice. Și este de asemenea un dosar important la care europarlamentarii români trebuie să se lupte, să pună amendamente care aduc un impact bun țării de care i-au trimis acolo. Se preconizează, de exemplu, ca în acest dosar, ca ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile, energie solară și eoliană, de la 37% în 2020 la 60% în 2030. Dar atenție, și atenție pentru români, pentru instituțiile statului, prevede aici că atunci când într-un stat membru nu există aceste două surse, pentru că nu avem la fel de vânt în Olanda ca în România și invers, statele membre pot să aducă justificări și să notifice și să își facă. Și am să închei cu ultimul raport care l-am primit, de asemenea drag mie, pentru protecția producătorilor români, modificarea codului vamal al României, a autorității vamale. Am început, Comisia ne-a dat în mai un proiect, dar sigur, față de ce ne dă Comisia, noi lucrăm foarte mult pe el. Trebuie să vă anunț, sunt sigur că știți, dar trebuie să repet, Parlamentul European e singurul parlament din lume care nu are drept de inițiativă legislativă, așadar lucrăm pe ceea ce ne dă Comisia. Ce este important aici este ca și România să înțeleagă că odată modificată această autoritate vamală a Uniunii Europene, se introduce o autoritate vamală care va supraveghea un centru de date vamale și se va, de-a lungul timpului, bine, până terminăm și finalizăm acest regulament, va fi data hub care înlocuiește infrastructura de IT vamală. Dacă, și ca să explic pe înțelesul celor care ne ascultă, mai ales aici, Da. Păi am foarte multe de spus, asta înseamnă că am avut activitate. Asta vor decide. Da. Ce este important aici? Și le-am spus de foarte multe ori la toate guvernele și când eram în privat. Dacă noi nu avem o autoritate vamală foarte bine pusă la punct, cu funcționari bine pregătiți, cu posibilități de verificare a produselor și așa mai departe, ce nu poate intra prin celelalte state membre, va intra prin ca la sită, știți? Pe gaura mai mare, adică pe la noi. Și facem un deserviciu producătorilor români. De aceea, avem timp, totdeauna când se propune un regulament, o modificare de regulament, sunt trimise aceste propuneri către statele membre ca să vină cu propuneri și avem timp să ne pregătim. Și închei spunând așa,
Cred foarte mult, cum spunea domnița, că am spus în pauză, în parteneriatul între cetățeni și instituții. Nu există corect acest parteneriat. Trebuie să fie un fair play. Și cetățeanul să vină cu propunerea, să reclame când nu-i bine, vorbeam cu cineva că nimeni după ce îi se întâmplă ceva nedrept, nu mai merge cu reclamația mai departe. Deci trebuie să facem acest parteneriat. Construcția corectă a unei societăți nu se poate face decât cu oameni implicați, indiferent de poziția socială și profesia. Vă mulțumesc, mă opresc aici. Mulțumesc. O să rămânem la socialdemocrați, domnul Victor Negrescu, vă rog. Dimineața și mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să văd foarte multe fețe familiare aici în sală și foarte mulți tineri. O să spun că din statul, că văd mult reprezentanța impresiei, că astăzi mă exprim doar în calitate de eurodeputat și vreau să fiu explicit. N-a spune lucrul acesta, dar fiind prezentarea care a fost făcută inițial. Am fost invitat să vorbim despre starea Uniunii și o să fac referire la acest discurs și o să spun ceea ce am spus parțial și anul trecut la o întâlnire similară aici în sală. La momentul respectiv spuneam că Europa este în pericol. Astăzi spun că Europa s-a speriat. Vorbim de o Europa înghețată, încremenită și atunci când se întâmplă lucrul acesta, oricând pot să apară crăpături care să distrugă bolul de gheață, de cristal, creat la Bruxelles. Spun lucrul acesta pentru că ne apropiem ușor, ușor de alegerile pentru Parlamentul European și așa cum spunea și dumneavoastră, Mărâță, riscul ca partidele politice anti-europene, extremiste și proruste să obțină un scor important este foarte mare. De aceea eu aștept ca în discursul președintei Comisiei Europene să avem un mesaj ferm cu privire la acest risc. Să ieșim din frică, să vorbim despre speranță, să încălzim un pic proiectul european, în așa fel încât să putem să construim un viitor. Asta înseamnă ca președinta Comisiei Europene, și sper să fie cazul tuturor liderilor politici din Parlamentul European, să spună foarte clar, mai ales partidele pro-europene, că refuză orice fel de alianță sau cooperare cu partidele anti-europene, eurosceptice și pro-ruse. Vă spun lucrul acesta pentru că astăzi, în Parlamentul European, partidele de dreapta se aliază, atunci când vorbim de voturi, cu partidele acestea anti-europene și pro-ruse și lucrul acesta s-a întâmplat deja în mai multe state membre, fără să existe o reacție adecvată din partea noastră a celor care credem în acest proiect comun european. De asemenea, mă aștept să fim foarte fermi în a prezenta ceea ce susține Uniunea Europeană și de ce totuși depunem eforturile pe care le depunem în prezent în a sprijini și Ucraina și Republica Moldova și care este scopul acestor eforturi pe care noi le facem și poate și la noi în țară, cu siguranță trebuie să conștientizăm mai mult, mai ales în contextul pe care îl traversăm, cât de aproape este războiul de noi și ce ar fi însemnat să ajungă Rusia la frontierele noastre. Ce ar fi însemnat pentru securitatea dumneavoastră, pentru siguranța noastră colectivă, pentru economia noastră, pentru perspectivele de dezvoltare, pentru viitorul nostru. De fapt, de aceea ne implicăm să nu se întâmple acest lucru. Și în consecință, evident, mă aștept din partea președintei Comisiei Europene, un om pe care respect foarte mult și cred sincer că e foarte deschisă vis-a-vis de România, și apreciez această perspectivă, să atingă și subiectele tabu. Un subiect evocat tot de dumneavoastră este cel referitor la aderarea României la spațiul Schengen. Și sper ca executivul european să vină cu un mesaj ferm de sprijin, dar și cu un termen de aderare. Pentru că vorbim aici de o decizie europeană, adevărat, care se ia la nivel de Consiliul de Justiție și Afaceri Interne, însă vorbim aici de o criză a Europei, pentru că nu s-a aflat în posibilitatea de a obține acest vot, deși recomandările erau explicite, deși România respectă toate criteriile, și în consecință, astăzi avem un veto care, în opinia mea, contravine tratatelor europene, un veto care, practic, afectează încrederea în proiectul european și, de aceea, Comisia Europeană, ca și garant al tratatelor, ar trebui să reacționeze ferm, fiind foarte clar. Comisia Europeană și Parlamentul European pot ataca inclusiv la puterea justiției Uniunii Europene atunci când se adoptă o decizie care contravine tratatelor. În această speță nu au fost depuse eforturi în acest sens, chiar dacă noi, eurodeputații, cel puțin o parte și mă aflu printre ei, am solicitat acest lucru. Evident, mai sunt câteva luni, o să vedem ce se întâmplă și poate la momentul respectiv o să vedem care este pasul
de făcut mai departe. Pe lângă aceste două teme importante, mai sunt și teme de viață. Și aici mă aștept ca Europa, într-adevăr, să vorbească și despre noi europenii, despre problemele noastre, despre dificultățile noastre, de la agricultură până la viața internă, de la digital până la mediu. Și aici sunt câteva lucruri la care trebuie să oferim răspunsuri. Cum sprijinim sectorul agricol, fermierii, în contextul pe care îl traversăm? Ce facem ca să crească nivelul de trai al cetățenilor europeni și reducem disparitățile într-o manieră mult mai accelerată, pentru că sunt în continuare dificultăți și discrepanțele cresc? Ce facem cu bugetul pe termen lung a Uniunii Europene? A trebuit să revizuim până la finalul anului, pentru că la jumătatea perioadei în acest buget pe termen lung și trebuie să vedem. Vom face rost de mai mulți bani sau nu vom face rost de mai mulți bani? De unde vor veni banii respectivi? Pentru că, de exemplu, pare că nu știți, dar e important de menționat, ca urmare a procedurilor europene, astăzi, da, suntem în situația în care statele membre vor contribui cu 22% mai puțin la Uniunea Europeană, la bugetul european, începând cu anul viitor, pentru că am reușit să adunăm bani din alte mijloace, din resurse proprii europene. Este bine, nu este bine. În același timp, avem foarte multe inițiative pe zona de apărare, pe zona de digitalizare, pe zona de verde. Și pentru asta este nevoie de resurse. Vom avea, nu vom avea, și aici din nou o dezbatere în Parlamentul European, o diviziune între cei care cred că este nevoie de Europa mai puternică, cu resurse adecvate, în același timp Europa mai eficientă, și alții care doresc o Europa mai mică, mai puțin influentă, mai slabă. Și atunci, și aceste lucruri trebuie să fie prezentate. Cine susține Europa slabă? Cine susține Europa puternică? În opinia mea, o Europa slabă nu ajută România. Avem nevoie de Europa puternică pentru ca România să fie puternică. De asemenea, am avut anul trecut anul european dedicat tinerilor. Și a existat dinspre Parlamentul European o inițiativă pe care am susținut-o și am organizat chiar o dezbatere pentru Parlamentul European despre consecințele respectivului an. Astăzi deja suntem în a doua parte a anului. Nu am văzut niciun rezultat al anului european dedicat tinerilor, deși tinerii au fost expliciți în solicitările lor. Au cerut, de exemplu, să existe un test prin care se verifică că atunci când se adoptă o politică europeană, se verifică impactul pe termen lung al respectivei decizii și, în mod special, impactul asupra tinerilor, și tinerii sunt implicați în procesul decizional. Pentru că, de principiu, ceea ce decidem astăzi îi va afecta pe tineri în anii care urmează. Acest test a fost promis, tot îl așteptăm. Mai sunt și altele. Pe zona de sănătate, sunt aici tot felul de provocări. Cum reducem disparitățile? Cum ne asigurăm că un copil în România care are probleme de sănătate poate avea acces la cele mai bune servicii medicale existente la nivel european, fără ca acest lucru să fie blocat de birocrație și, în același timp, să depunem eforturi și resurse adecvate în această direcție? Și, în ultimul rând, aș menționa, de exemplu, o propunere pe care România o susține, dezvoltarea mecanismului de protecție civilă. Am văzut cu incendiile din Grecia, cu inundațiile pe care le-am întâmpinat și noi, că este nevoie de soluții și acțiuni comune, e nevoie inclusiv de aparatură comună. E normal, atunci când intervenim în comună, trebuie să existe și tehnică pe care o folosim împreună. Deci multe lucruri care pot fi dezvoltate, evident, mai este foarte puțin până la legile pentru Parlamentul European. Avem nevoie să prezentăm aceste lucruri în detaliu, să avem o perspectivă clară, să ieșim din această zonă a defensivei, să fim în ofensivă, fiind extrem de expliciți cu ceea ce ne dorim, în așa fel încât dumneavoastră, oamenii în general, să cadă Uniunea Europeană și, de ce nu, poate chiar noi, cei care reprezentăm vremelnic în România la nivelul Parlamentului European. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Teme extrem de importante, le vom dezbate pe toate. Sper, o să merg la domnul Dragoș Buzlaru, Urburin Europe. Dacă, nu știu dacă doamna Ramona Strugariu este online cu noi, după dumneavoastră, probabil o să mergem la doamna Strugariu și apoi la domnul Cristian Răuț. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să încep cu un lucru care e foarte important. Ceea ce se întâmplă la Bruxelles nu e politică externă. Este politică internă. Discursul despre starea Uniunii Europene este discursul despre starea noastră a românilor în același timp. Și ceea ce voi încerca să fac în cele 5 minute alocate este să explic de ce această dezbatere la nivel european este o dezbatere internă în România și că ar trebui să nu avem o
un lucru care e de neconceput, adică la nivel european să susținem niște lucruri, iar la nivel național să susținem alte lucruri. Trebuie să existe o aliniere. Dacă susținem că la nivel european se întâmplă ceva, trebuie să susținem acele lucruri și acasă. Încep cu primul lucru. Și Victor Negrescu, bun cunoscător al realității europene, a început cu poate cel mai important aspect, legat de polarizarea care se întâmplă acum în creșterea nivel european. Această polarizare înseamnă că forțele de dreapta ale politicii la noi, să zicem, populari la noi, PNL, dar în Uniunea Europeană, se văd concurați de dreapta extremă. Și culmea, în loc să lupte împotriva lor, există această tentație de a ranforța mesajele conservatoare naționaliste din dorința de a nu-și pierde electoratul. Asta este un dezastru. Pentru că înseamnă, practic, că se duce toată zona asta mai mult înspre o dreaptă extremă naționalistă, state suverane, anti-europeană și mai departe. Pe partea stângă, și aici completez eu ceea ce poate n-a spus colegul meu, se întâmplă și acolo un lucru. Există o concurență de populism. Stânga extremă care critică multinaționalele, oamenii cu averi, dăm în cap tuturor celor care bunăoară au contribuit la societate, jos cu ei și, bine, stânga mai moderată, dintre altele, colegii mei din grupul social-democrat, un grup pilon în Parlamentul European, are tentația să se ducă acolo ca să nu pierdă electorat. Același lucru se întâmplă și în România. Cu mica particularitate că avem o coaliție între cele două grupuri, dar care, evident, și aici este un lucru pe care vreau să spun că îl susțin și eu foarte clar din partea grupului meu politic, avem nevoie să luptăm cu forțele extremiste și da, voi menționa care este acestea. Este vorba despre aur. Și trebuie să înțelegem că aur este un proiect anti-european care poate să se coafeze cât vrea el, dar este un proiect anti-european. Și da, așteptarea mea este și la mine ca discursul Ursulei von der Leyen în discursul privind starea națiunii, starea Uniunii, să discutăm despre aceste lucruri și despre modul în care facem față acestor provocări. Cum putem să fim mai puțin populiști pentru ca să nu dăm faliment în Europa? Cum putem să fim mai puțin extremiști pentru că, până la urmă, acest lucru e un atac direct asupra democrației? Dar dezbaterea asta nu este că ne-ar plăcea ca doamna Ursula von der Leyen să vorbească despre asta. Asta e dezbaterea de zi cu zi pe care trebuie să o avem și în România. Primul punct. Al doilea punct central, din punctul meu de vedere, din perspectiva mea, este legat de economie și social. Nu poți să discuți în acest moment despre viitorul Uniunii Europene dacă nu discuți despre prosperitate. Despre lucrurile care preocupă cetățenii europeni zi de zi, antreprenorii în același timp, și ai nevoie să dai o perspectivă de cum ieșim dintr-o stare care acum aș putea să o caracterizez, este mai degrabă înspre recesiune decât spre creștere. Există state membre cu recesiune tehnică. Perspectiva economică, inclusiv în Germania, este una moderată spre scăzută. În România vom avea o creștere, dar o creștere care are dezechilibre, deficite și așa mai departe, nu este o creștere sustenabilă în niciun caz, ci cumva, dacă noi ne bazăm în momentul de față că Uniunea Europeană ne va trage după ea, este o greșeală. Și atunci trebuie să înțelegem care este, de exemplu, și asta este o temă care va fi abordată și este temă centrală, perspectiva asupra guvernanței economice. Ca să înțeleagă toată lumea despre ce e vorba, este în ce măsură mai putem să avem o perioadă, cum a fost acum post-pandemie, în care statele care au buzunare grele să intre și să arunce ajutor de stat peste tot în economie, în ce măsură putem avea, pur și simplu, o completă ignorare a regulilor macroeconomice clare, care îți arată că dacă cheltui an de an peste ce îți permiți, da, vei ajunge să dai faliment și de contul nu va fi al politicienilor decât cât va fi, ci va fi al antreprenorilor și al oamenilor din țările respective. Tema asta este o temă centrală. Este ea relevantă pentru România? Foarte relevantă. Guvernanța economică ar presupune că începând cu 1 ianuarie 2024 ar trebui să revenim la niște reguli de a avea deficite mai reduse, ajutoare de stat mai reduse, cumva ca să putem reasigura un echilibru în dezvoltarea economică. Un alt element care este crucial este pachetul pe care Ursula von der Leyen îl va menționa de sprijinirea micilor antreprenori, a IMM-ului. Și de ce spun că v-am... Pentru că sunt membru în Comisia de Economie și Afaceri Monetare, sunt conectat la dezbatere respective și știm că va veni al lucrul ăsta. De ce e nevoie? Păi tocmai am spus, economia Uniunii Europene nu este în cea mai bună stare în acest moment. Și ce ai nevoie să faci? Să impulsionezi antreprenoriatul, să ajuți antreprenorii să se dezvolte. Nu există
cel puțin n-a fost inventat încă un alt mod de a stimula economia decât de a ajuta antreprenorii și creatorii de valoare în mediul privat. Dacă nouă ni se pare că da, ce bine că Uniunea Europeană discute despre asta, pe să ne uităm ce facem noi în România. Noi tocmai ne pregătim într-o stare care este, până la urmă, spuneam, destul de dificilă a economiei, complet anticiclic, complet, deci dând în cap oricărei încercări de ridicare, să avem un pachet fiscal care detonează mai ales antreprenorii. Prin urmare, discursul privind starea Uniunii trebuie citit și încheiat de acasă. Nu poți la Bruxelles să spui ce bine că Ursula von der Leyen va susține antreprenori și, apropo, discutăm de măsuri care să ajute la îmbunătățirea circuitelor de plăți, de susținerea antreprenorilor, de a vedea cum reduci birocrația și cum tai din autorizații și așa mai departe și, în partea asta, în statele membre, să ai o atitudine diferită. Social. Pe social, în Comisia de Muncă și Afaceri Sociale pe care o prezidez în Parlamentul European, într-adevăr, am avut plăcerea să negociem mai multe lucruri care țin de pilonul european a drepturilor sociale. Da. Și aceste lucruri vor avea, într-adevăr, un impact. Dar ceea ce este critic și este acum anul european al competențelor, este că în Europa trebuie să înțelegem că dacă vrem să avem această tranziție dublă, digital, verde, avem nevoie ca oamenii să iasă din gândirea că după școală se angajează și rămân până la pensie într-un singur loc și să putem împinge zona asta de educație, formare și pregătire permanentă. Asta este o chestiune crucială. Avem nevoie ca în permanență să facem partea aceasta de îmbunătățirea competenței. Și aici mediul academic va juca un rol crucial. Formatorii, oriunde sunt ei, mediul educațional. La noi, în România, nu suntem conectați la dezbaterea asta suficient. Prin urmare, lucrurile pe care le vom auzi săptămâna viitoare nu sunt lucruri în care ne uităm ca la filmele de la Hollywood sau, în fine, să ne uităm ce mai zic alții. Sunt lucruri care ne privesc direct. Nu e discursul lui Biden despre ce se întâmplă în America. E discursul de ce se întâmplă inclusiv în România. Și închei cu o singură mențiune referitor la migrație, pentru că este un lucru foarte important care va fi pus pe agenda și aici mă raliez complet colegilor mei, pentru faptul că va trebui să fie puternic menționat și România să joace rolul ăsta. Să joace rolul de a putea, într-adevăr, în Consiliu mai ales, să spună că, până la urmă, stop joc. Și că dacă lucrurile se întâmplă așa și drepturile românilor și bulgarilor sunt respectate, atunci ne rezervăm, într-adevăr, și noi dreptul de a reacționa. Și astea sunt niște lucruri foarte importante. Și trenul este aproape gata să fie plecat complet. Mi se pare că acum se creează o oportunitate. Grupul meu politic a avut o reuniune la Viena unde am discutat aceste lucruri. Săptămâna viitoare, presa care va fi prezentă la Strasbourg va fi invitată la o declarație din partea noastră pentru a discuta aceste lucruri. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Într-adevăr, cred că vom dezbate ceea ce putem face în continuare pentru dosarul Schengen. Exact. Doamna Ramona Spugariu, dacă ne aude, este online. Sper că avem o conexiune bună. Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație. Sper că mă vedeți și mă auziți. M-am deconectat la momente, dar acum sunt în regulă. Vă rog. Sper că ați văzut începutul dezbaterii noastre, ce s-a discutat până acum. Vă rog că aveți cele 5 minute, după care vom continua discuția noastră și apoi dezbaterile cu invitații noștri, cu cei din sală și, evident, cu toți cei care vor să ne pună întrebări și să ridice chestiuni de dezbătut. Mulțumesc pentru invitație și vă salut invitații. Mulțumesc și pentru inițiativă. Discutăm într-adevăr despre starea Uniunii. Am auzit parțial intervenții de colegilor mei, dar nu foarte puțin, pentru că aceea au fost aceste probleme tehnice. Nu știu dacă s-a discutat subiectul care, din perspectiva mea, dar și muncii pe care o fac, cred că este unul dintre cele care vor cel mai tare, dacă tot ne gândim la fel la Uniunii, nici anume, și anume faptul că trebuie să găsim foarte repede soluții la cum ne păstrăm democrația și la cum păstrăm în sine proiectul european. Și la cum ne asigurăm că starea Uniunii nu se fragilizează și mai mult decât este în acest moment, pentru că starea Uniunii este fragil. Și este și din perspectivă economică, sunt convinsă că ați auzit asta și de la colegul meu, Dragoș Puznaru, și de la ceilalți invitați, este fragilă și din perspectiva
războiului și a faptului că avem în continuare o misiune și o datorie să susținem Ucraina, pentru că nu se dă pentru ea, ci pentru noi toți și că trebuie să ne gândim la o plan de reconstrucție a Ucrainei, unde factura pe jumătate e în banca centrală a Rusiei, dacă cu reconstrucția Ucrainei a fost estimată la aproximativ 400 de miliarde de euro, cam jumătate sunt active înghețate în urma sancțiunilor și trebuie să găsim o soluție să dăm autoritatea premierului și nu se spune contante pentru reconstrucția Ucrainei. Dacă este fragilă din perspectivele provocărilor pe care le vedem odată cu Revoluția nouă, echivalentă în Revoluția inițială, care este și bine interdicând artificială și aici în colegiul meu din delegație de constituirea cum se raportă în Parlamentului European în PNR, să spun că este foarte fragilă și din perspectiva atacului populismului și al extremismului, a soluțiilor pe care le putem găsi ca să combatem populismul și extremismul, a libertății presei și a libertății de exprimare, al statului de drept și al acestui echilibru pentru că lumea e cea mai frumentă în materie de drepturi și de libertăți, pe care e fundamental necesar să le țin mai departe ca să putem să apărăm proiectul european. Și aici sunt raportoare a Comisiei Libe Parlamentului European, în cazul european de libertatea presei, este o chestiune care este esențială la nivel de Uniune și este foarte importantă și pentru România, și știu bine că suntem deficitari la acest capitol și că am fost criticați pe bună dreptate, pentru că nu avem înțelepciunea necesară să ne consolidăm aceste mecanisme care sunt atât de importante. Și spun că din perspectiva mea ca raportor, cele mai ajutoare chestiuni din acest proces sunt independența editorială și protejarea jurnalistilor și a surselor jurnalistice și am propus că mecanism poate să zicem la asta, să pregătim acum negocierile cu Consiliul și este una dintre liniile roșii din acest proces, din punct de vedere. Sunt raportor la Comisiei Libe din partea Parlamentului Local și pentru directiva care protejează zona mici de procese strategice îndreptate împotriva lor. Sunt mai nou raportoare la Parlamentului European, raportoare a Parlamentului European și directiva anticorupție și asta este o altă discuție importantă și pe lista de lucruri pe care le are cu prioritate în Uniunea Europeană de făcut. Nu știu dacă veți auzi mențiunea discursului și privire la starea Uniunii, dar este una dintre lucrurile foarte importante, nu să știm foarte bine că fără transparență, fără mecanisme care să și prevină corupția și să o combate eficient și să se asigure că avem state drept și sisteme de justiție funcționale, nu putem vorbi despre dezvoltare și nu putem vorbi despre uniune și nu putem vorbi despre siguranța oamenilor. Combaterea corupției înseamnă siguranța oamenilor până la urmă. Mă întorc la populism și spun că cea mai mare responsabilitate pentru combaterea populismului, la cât am fost invocată ca să fim niște mecanisme aici, sunt convinsă că le-ați auzit și colaborare și dialog, cea mai mare responsabilitate o au chiar sistemele și guvernele și oamenii care au obligația să comunice corect, direct, deschis cu oamenii, să nu mai inventeze teoria de conspirație și fici. Noi trebuie să le spunem oamenilor ce se întâmplă pe oameni, nu trebuie să fim noi cei care alimentează populismul. Trebuie să avem capacitatea să le spunem de fiecare dată la întrebări în ceea ce privește responsabilitatea publică. Trebuie să le livrăm această prosperitate și această siguranță reală despre care se vorbește și cu sunt teoretic foarte mult. Asta trebuie să facem. Noi alimentăm populismul și noi suntem cei răspund noi, mă rog, fac parte din simpatii de opoziție, dar când spun mă gândesc la fiecare responsabil public care trebuie să aibă organizitatea și curajul să asume niște lucruri și să-și comunice foarte clar oamenilor, să le explice ce se întâmplă. E cea mai eficientă, una dintre cele mai eficiente metode de combatere a populismului. S-a născut din frică. Uitați-vă ce consecințe au avut de conspirație în ceea ce privește vaccinarea și după aceea toată dezinformarea și propaganda generată în context de război. Noi suntem cei care avem datoria să combatem activ aceste chestiuni și trebuie să o facem. Și apoi, evident, garanții pentru libertatea de exprimare și libertatea presei, asta e discuție mult mai complexă. Nu în ultimul rând, vă rog să-mi ferici că s-au auzit discuțiile și vreau să particip la dialog, nu sunt din alimentare.
Și susținerea agendei pentru tineret este o chestiune foarte importantă în condițiile în care știm foarte bine că la nivel de Uniune și a spus-o și ursula formă de la EMO, știm și noi, este între prioritățile Uniunii Europene și acest deficit de competențe și de forță de muncă la nivel european. Asta probabil veți auzi în discursul privind la starea Uniunii de săptămâna viitoare. Mai mult decât atât, pregătim facturi pentru tineret. Și decontăm, ei sunt generațiile care vor deconta ce s-a adunat până acum, ce suntem acum în stare să facem. Și asta nu e corect. În primul rând, ar trebui să echipăm pentru ce vine, în al doilea rând, o mulțime de oportunități astăzi în Uniunea Europeană de Sprețiuni, care nu este suficient de mult. Am lăsat într-o răspunsă cu Dragoș, să vorbim despre lucruri concrete. Insist cu finanțări europene pentru tine, cu oportunitate de finanțare europeană pentru tine și nu știu dacă cei din țară l-au văzut, dar se mai mare că doresc să lucrăm la dispoziție și să-l și promovăm în țară. Am lăsat și o broșură anul trecut în ceea ce privește oportunitățile de carieră în Uniunea Europeană și în curând, o să aducem în atenția dumneavoastră, pentru că Dragoș a menționat antreprenorii și dacă vreți să fiți antreprenorii, un alt tip cu oportunitățile de finanțare din fondul de rambursare pentru antreprenori este un material foarte complet, s-a anunțat aici în pandemie, lansarea n-a mai anunțat până acum. Mă bucur să o fac chiar cu ocazia asta în discuția de astăzi și veți vedea detaliile în curând, dar da, vorbe nu fac. Vorbe nu fac, fapte nu vorbe, scuze, vorbe nu fac, am citat. Fapte nu vorbe, e foarte important, cred că asta vă mai mult să-și construiască în credere dacă noi putem un proiect european și un proiect național solid și ei să simtă siguranța și încrederea pe care eu putem. Da. Mulțumesc frumos și mulțumesc. Vă așteptăm la dezbatere, ieșim din sfera politică, intrăm în sfera științelor politice. Domnul Cristian Părculescu, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Reaniță. Mulțumesc organizatorilor pentru posibilitatea de a participa la această dezbatere despre prioritățile și provocările Uniunii Europene în 2024. Și pentru mine și prioritatea și provocarea una singură, democrație. În 1988, Leon de Greb, un personaj pe care probabil puțin îl cunoașteți, fost general de țări, șef al partidului la Pătomul Jean Rex, care a reușit, condamnat la moarte în contumacie pentru crime împotriva umanității în Belgia, care a reușit să fugă în Spania în avion în 8 mai 1945, s-a aterizeze la Malaga, dădea un interviu în magazinul istoric Belgia. E un interviu pe care merită să îl citiți, cei care mai știți franceză, îl găsiți pe internet, dar la o căutare foarte sumară. În acest interviu, pentru dezbaterea noastră de azi, spunea două lucruri. Unu, că Hitler a încercat să construiască Europa Unită, bazată pe state și pe suveranitate națională. Și că speră că odată ce experiența sovietică va fi epuizată, foștii dușmani ai Germaniei naziste, împreună cu urmașii Germaniei naziste din Europa, vor construi o nouă ordine mondială, iliberală, și speră că un urmaș al generalilor sovietici care au învins armata germană va reuși să preia acest mesaj. Remonitor. Vorbea de Vladimir Putin într-un moment în care Vladimir Putin nu era decât un umil ofițer KGB trimis în Republica Democrată Germană. Aceasta este o Europa care poate să fie construită de în viitor. În 2024. De asta spun că e o prioritate. Doamna Grapini știe că în urmă cu câteva luni de zile, în aprilie, am fost la Comisia Libe din Parlamentul European pentru a prezenta un raport pe care grupul pe care l-am prezidat până în aprilie anul acesta la Comitetul Economic Social European, grupul pentru drepturi fundamentale și stat de drept, îl realizează privind situația, monitorizarea statului de drept într-o serie de state europene. Mai avem doar câteva state și epuizăm toate state. Starea este proastă. Organizațiile neguvernamentale sunt peste tot puse în defensivă. În unele state sunt pur și simplu eliminate din viața publică. Și nu vorbesc de statele din Europa Centrală, suspecții obișnuiți, Polonia, Ungaria, Bulgaria. Nu.
vorbesc de state din Europa Occidentală. Starea presei este deplorabilă. Atacurile împotriva libertății presei constante, iar extrema dreaptă jubilează peste tot, dar mai mult decât atât, este din ce în ce mai mult legitimată. Ceea ce se întâmplă în Parlamentul European se întâmplă și la nivelul statelor membre. Altfel spus, partidele de dreapta se deschid față de extrema dreaptă, crezând că vor prelua mesajul și votanții, dar în realitate, și Franța ne demonstrează cel mai bine, e invers. În Franța, fostul Front Național, cu care Leon de Greu, de care vorbeam mai devreme, a avut legătură directă, pentru că Jean-Marie Le Pen se întâlnea periodic în Spania cu de Greu, în Franța, devenind Reuniunea Națională, Frontul Național preia electoratul de dreapta, laminând pur și simplu dreapta. Asta se va întâmpla foarte probabil și în Parlamentul European. Alegerile de anul viitor vor schimba formatul Parlamentului European. Sigur, alianțele vor fi în continuare. Nu o să avem o majoritate clară de extremă dreaptă. Foarte probabil nu va fi nici prima formațiune politică, dar va fi una din formațiunile politice importante. Există riscul ca locul pe care l-au astăzi social-democrații să le ia extrema dreaptă. E un risc pe care trebuie să-l luăm. Există riscul. Bă, rog, poți să vedem. Vorbim anul viitor. Așa. Vorbim anul viitor după. O să vedem. Știu că nu e, pentru dumneavoastră nu sună bine, dar sondajele de opinie arată că există un risc serios. Partidul Popular European ia în considerare o alianță cu extrema... Suntem bine, domnul Părculescu. Sigur. Păi, dar e un subiect legat de priorități. Așa. Uniunea Europeană. Și acum discutăm de ce. De ce există acest risc? Este o carte din 2016 din Marea Britanie, tradusă în 2019 și 2020 în România, se numește Pericolele percepției studiaților, a lui Bobby Duffy, un sociolog american, englez, care a lucrat la Ipsos și pe care merită să o citiți, pentru că vă explică că tot ceea ce credeți e greșit. Pentru că percepția este prin natura ei eronată. E o dezbatere pe care o avem în filosofia occidentală de 2500 de ani, de la Platon încoace, diferența între opinie, și noi avem o societate bazată pe opinie, și cunoaștere. Dar de ce vă spun asta? Pentru că percepțiile sunt cele care domină societățile noastre, domină societatea noastră, și percepțiile sunt negative. În sondajele de opinie, lumea este nemulțumită de drumul pe care îl are România. Același lucru se întâmplă în toate societățile europene, nemulțumirea crește și cineva profită de această nemulțumire. Nu e loc acum, în ceasul al 12-lea, pentru explicații raționale. Explicațiile raționale trebuiau date de mult. Educația cetățenească trebuia făcută deja. În momentul acesta, oamenii sunt sub impactul emotivității. Și sub impactul emotivității, dacă vrem să mai apărăm ceea ce se mai poate din democrație, va trebui să o facem cu toată energia. Avem exemplu spaniol. În Spania, Pedro Sanchez a înțeles că singura soluție pe care o are, și am apreciat foarte mult discursurile de aici, este să atace frontal extrema dreaptă. Rezultatul s-a văzut. Extrema dreaptă a pierdut un număr important de mandate în urma alegerilor. Nu s-a schimbat situația, dar este un bun început. Și, pentru că, în rest, despre politicile europene putem să vorbim, nu mai e bine. Dar problema e că dacă majoritatea din Parlamentul European se schimbă, dacă guvernele naționale devin din ce în ce mai mult influențate de partide de extremă dreaptă, și avem exemple deja, ceea ce se întâmplă în Austria, fără să fie la guvernare, dar asta care este influența unui partid de extremă dreaptă în viața politică națională și europeană. Avem Suedia, avem Finlanda. În Germania există un risc, în momentul de față măcar nu influențează direct. Deci toate lucrurile astea pot duce ca anul viitor, la sfârșit, să avem o comisie care nu va semăna în loc cu actuală. Pentru că până la urmă cei care vor impune comisarii sunt reprezentanții statelor naționale. De aceea cred că trebuie să înțelegem că nu mai este o vorbă în vânt, că suntem într-un moment de răscruce. Suntem într-un moment de răscruce. Și da, în România, anul viitor, la o prezență de 30% la alegerile europene, care este absolut previzibilă, succesul AUR este garantat.
Iar eu nu vom mai participa la dezbateri de genul ăsta dacă te reprezentam sau o să fie pentru Parlamentul European, pentru că alături de fasciști nu te duce dată să vă prezint în dezbatere. Mulțumesc! Evident, replicile, suntem într-o dezbatere, cine? Victor și doamna Grafini, vă rog. Eu doar vreau să citesc sondaj politico din august. Partidul Popularilor Europene pierde 12 locuri, Socialdemocrații câștigă 2 locuri, Renew pierde 12 locuri, la egalitate cu ISIA pe locul 3, și formă cealaltă grupuri mai puțin relevante, Verzi pierd 24 de locuri. Sondaj politico publicat și în presa din România, numai că să dăm informația exactă cine pierde și cine câștigă, și cu siguranță Socialdemocrații nu au făcut nicăieri în Europa alianță cu extrema dreaptă. Vedeți în Suedia partii din grupul Renew, alianță pe extrema dreaptă, suntem din Parlament, și avem și alte cazuri, nu? Vedem dreapta din PPE, alianță cu extrema dreaptă în Italia și acolo vedeți care sunt alianțele și cine se aliază pe extrema dreaptă. Dacă n-ați voie și să spun ce uite rapid. În primul rând, apreciez foarte mult prezentarea domnului Pârvulescu, apreciez de mult timp. Este clar că democrația spune domnia sa și eu sunt de acord, este importantă, dar domnule Pârvulescu și dragi ascultători, cred că democrația pragmatică. Pentru că noi operăm acum cu o democrație teoretică. Nu există nici în Uniunea Europeană, și o spun cu toată responsabilitatea, din 2014 m-am dat acolo, și nici în România, o democrație pragmatică care să-mi arate mie că cetățenii au drepturi egale în spațiul Uniunii Europene și în România, și au obligații. Cetățeanul în democrație are și obligații. Principala obligație este să iasă la vot. Noi am fost între țările fruntașe la ultimele alegeri de Parlament European, că am avut 51% prezență la vot. Eu sper să crește, nu să fie procentul care l-a spus domnul Pârvulescu. Dar pentru asta și pentru multe alte lucruri pe care noi le reclamăm în societate, de exemplu fake news-urile. Am avut o întâlnire la facultatea de la Brașov și am întrebat în sală, cine credeți că poate să combată fake news-urile? Și au început răspunsul. Păi, legea, păi, nu știu cine. Nu! Fiecare trebuie să le combate. Pentru că dacă apare un lucru neadevărat despre domnul Pârvulescu, mă iau pe mine ca exemplu, cel puțin o persoană știe că nu e adevărat. Intervine persoana aceea. Pentru că altfel nu o să avem niciodată o scară a valorilor corectă. De aceea, mie îmi place să spun că ar trebui democrație pragmatică. Iar legat de procentele care le-ați spus, eu știți că sunt în alianță cu PSD și sunt în grupul social-democrat și le mulțumesc că mă acceptă. Eu sunt la Partidul Umanist, dar niciodată nu o să pot să cred, domnule Pârvulescu, că în mandatul viitor, oricât s-ar dezvolta extremismul, grupul social-democrat care acum e pe locul 2, după PPE, ar trece pe locul 3. Nu. Riscul dezvoltării ISIAR, ECR, cum îl spunem românește, să zic așa, și mai avem o extremă acolo, mai avem IDEU, despre care nu s-a vorbit, este periculos dacă se dezvoltă IDEU, sigur. Noi nu avem în acel grup niciun român, avem un român în ECR. Dar, dacă intră AUR-ul, sigur, vom avea și noi în extremă niște reprezentanți, ceea ce este extrem de dăunător pentru noi. Lupta noastră în Uniunea Europeană, eu sunt una din persoanele care critic de fiecare dată când iau cuvântul în Parlamentul European, dacă e ceva de criticat. Dar spuneam înainte de a intra în această dezbatere că cetățeanul trebuie să fie foarte bine informat. Ce e de competență europeană? Să criticăm și reprezentanții noștri de la președinte până la Consiliul de Miniștri și noi cei 33 să ne luptăm, dar să nu se mai ascundă guvernele de niciun fel sub faptul că Uniunea Europeană nu ne lasă. Sunt foarte multe subsidiarități, sunt foarte multe competențe naționale pentru că suntem o uniune de state independente și suverane și pentru a ne păstra independența și suveranitatea trebuie să luptăm și să nu mai spună, de exemplu, nu ne lasă Uniunea Europeană să dăm ajutoare de stat. Iată, nu știu cine a spus, cred că Dragoș. Am spus și ieri la o intervenție la televiziune. În momentul în care argumentezi și notifici Comisia, de exemplu, că noi nu avem vânt și nu avem soare cât alte țări, mixul energetic în tratat este competență națională. Să fie clar. Și noi trebuie să ne luptăm pentru respectarea tratatului. Și închei spunând așa. Eu am acum ieri pus și mulțumesc presei care a fost prezentă o dezbatere pe drepturile omului în Uniunea Europeană.
și am avut o prezență extraordinară din partea trei comisari prezenți acolo și președintele López Aguilar, spaniolul care conduce Comisia Liberă. Românii toți prezenți acolo au transmis acest mesaj și eu am încheiat, înscris acest mesaj ca președintele Comisiei Liberă, care e un susținător al României, să fie mesagerul nostru pentru ca România să intre pe președinția spaniolă în Schengen. Dacă nu, să facă bine și guvernul României, să se alieze și Comisia Europeană, căruia am făcut o scrisoare pe liberarea tratatelor, să se alieze cu rezoluția noastră din Parlament, unde un punct în rezoluție spune să susținem la Curtea Europeană faptul că ne încalcă un drept la un regulament existent, un regulament încălcat, statul respectiv intră în infringement. România a intrat în infringement de multe ori pe regulamente, pe mediul de țin, da? Pe protecția mediului. Păi atunci și Austria să îi se pună infringement pentru încălcarea tratatului cu motivația recentă care am auzit-o, că nu funcționează bine regulamentul Schengen. Păi nu funcționează cu cei care sunt în Schengen, nu cu noi care nu suntem. Nu suntem noi de bine. Regula este, intră lumea pe acest regulament și luptăm după aceea să schimbăm regulamentul. Dar nu asta este juridic, nu acesta este temeiul. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Dragoș Pusleanu, aveți o intervenție. De asemenea, dacă doamna Sugariu vrea să intervină, poate să o facă, dar vă rog, domnule. Două idei importante. Prima idee. Eu ce am înțeles din ce a spus Cristian, vezi că a spus că avem un pericol real pentru democrația europeană în ceea ce înseamnă extremism. Că va fi al doilea, al treilea, al cincelea, al douăzecilea, e irrelevant. Mesajul pe care îl a transmis în acest moment domnul Păzulescu este așa. Dacă vreți într-adevăr și credeți în Europa, trebuie să luptați împotriva extremismului. Mesajul pe care l-aștept eu în România este ca atât guvernarea, cât și opoziția europeană să creeze o coaliție anti-extremism, anti-aur, care să spună asta răspicat. În acest moment există partide politice în România, mai ales de la guvernare, acum o să, evident, replicați, care cumva le convine că tot antisistemul și toată opoziția este împinsă către au. Pentru că atunci există, într-adevăr, în logica politică, o chestiune prin care poți să spui există au și așa mai departe. Dar mesaje de a testa și a putea, într-adevăr, ataca direct au nu există în acest moment în România, în mod coordonat. În al doilea rând, ceea ce mi se pare important e conceptul acesta de democrație teoretică, dacă aș putea să adaug un pic, că niciodată nu o să avem o democrație perfectă. Dar ideea e că în momentul în care punem pe masă că există oameni care n-au drepturi, că n-au suficient, deci, asta este ceva ce de fapt încurajează exact partea asta de discurs legată de frici, nesiguranțe, temeri și mai departe. Și problema pe care noi o avem acum este așa. Uniunea Europeană îți dă un context, te ajută financiar, îți dă programe. Problema e că oamenii nu văd aceste beneficii, nu le simt. Nu ajung la ei aceste beneficii, nici măcar nu pot să-i condamn că sunt nemulțumiți și sunt antisistem. Și deci paradoxul la noi este că ei luptă împotriva unei Europe pe care ei simt că nu le creează beneficii pentru că la nivelul statelor membre există o barieră în calea transmiterii acestor beneficii. Asta este o realitate pe care trebuie să o înțelegem. Mulțumesc. Aici cred că trebuie într-adevăr să ne intrăm în logica de campanie electorală, chiar dacă suntem în linia dreaptă a alegerilor de anul viitor, fie că sunt alegeri europene, fie că sunt alegeri naționale. Problema este mai de substanță și cred că partidele ar trebui să o abordeze mai adânc, în sensul în care, bun, spui că vin extremiști, nu știu ce, dar problema este alta. De ce nu te adresezi cauzelor și nu efectelor? Adică de ce pierzi ca mesaj din partidele mainstream? De ce nu mai ajungi la oameni? De ce oamenii sunt captați de mesaje anti-europene și așa mai departe, de mesaje ale urii, că vedem că apar astfel de lucruri și de ce cresc. Pentru că, într-adevăr, poate să fie o marginalitate, o margine a aspectului social, ca întotdeauna, evident, de oameni care au niște vedete de acest tip, dar de ce alunecă oameni care nu ar fi trebuit să fie acolo,
intelectual, evident, și așa, și atunci ne speriem pentru că știm trecutul nostru, al Europei. Europa a generat, ceea ce spunea domnul Pârvulescu, catastrofele secolului al XX-lea. Deci, cred că aici ar trebui ca dumneavoastră, și probabil veți explica, cum vă adresați dumneavoastră, lăsându-i pe, bun, sunt acolo, fac, dar nu poți să arunci, deci sunt acolo, deci cum adresez eu să-mi câștig oamenii, să-i aduc înapoi? Adică, cum câștigi bătălia pentru minds and hearts of people? Altfel discutăm degeaba și ne vom lamenta după aia că ce s-ar putea întâmpla. Iar o singură observație vreau să fac legat de sondajele de opinie. Nu au niciun fel de relevanță acum, pentru că un sondaj îți dă situația de astăzi. Nu poți să știi ce va fi peste 10 luni, peste 7 luni. S-ar putea să fie, cum spune, avem, știm cu toții, situația e fluidă. Deci, n-are rost să ne certăm câte procente au acum și cât pierd pe un sondaj făcut acum o lună. Dar, încă o dată, să vorbim despre dumneavoastră, ca reprezentanții în Parlamentul European, despre Europa și, într-adevăr, cum abordați mesajul pentru a aduce oamenii la mesajele pe care dumneavoastră le promovați, la principiile legate de democrație, legate de o Uniune Europeană puternică, legate de ieșirea din crizele existențiale cu care omenirea se confruntă. Încă o dată, suntem în faza unor crize existențiale, dacă vorbim despre mediu. Încă o dată, anul ăsta vedem ce se întâmplă, la anul vedem ce se întâmplă și la un moment dat nu vom mai vedea ce se întâmplă, că nu vom mai avea o planetă. Deci, până la urmă, cred că responsabilitatea este în curtea fiecărui partid și grup parlamentar din Parlamentul European. Vă rog, cine vă simte bine? Am permis și mie să spun la o cuvântă, vă rog. Da, vă rog, v-am rugat, da, vă rog. Da, este că știu că sunt despre energia, că sunt despre sală și nu pare doar că am spus să ajung fizic. Dar am dat la un care îi privește la spusea de mai înainte și democrație și populism, pentru că sunt și domnul Corbulescu, sunt bine de exact ce spusesem și eu mai devreme. De recent am participat la o lansare de carte a profesorului Ben Fung, care este profesor de științe politice la Fiul Universității. Și a fost o lansare de carte despre, exact despre populism și democrație, chiar se numește Partide Populiste și Reziliență Democratică, și comisara Vera Iorba a fost prezentă acolo și o discuție foarte interesantă. Vă recomand să citiți cartea, cu un pic de perspectivă frumoasă, dar noi, în primul rând, cred că trebuie să fim conștienți că populismul nu dispare. Și cred că din anii 1870-1900, când au împărțit primele idei și chiar grupări politice și au născut primele mesaje de declarare antisemite și chiar vorbim de Franța și de Germania, plus ideea de plebiscit și ideea de tribunal popular care să judece tot ce de judecat fără o altă formă de participare, până de reprezentare. Și până din alte populisme au trecut și mai multe etape și fiecare dintre ele, la ce pot fi iar o să nu se vadă, cele după război, ce pot fi zis, cele de acum, s-a legat de aceste frici, așa cum spuneam, și de niște rețete care se spuneau același. Nimeni n-a inventat toată. Am auzit misiunea despre Hitler și despre o nouă ordine morală și poate că bine ce-au făcut Hitler în momentul în care a câștigat către un moment de stat. A făcut un minister în propagandă și luminării maselor și a preluat tot ce înseamnă instrumente de comunicare și de formare a opiniei, în așa fel încât să poată să controleze efectiv mințile oamenilor. Nu degeaba am menționat libertatea presei, libertatea de exprimare, societatea civilă, rolul de gardien al democrațiilor. Sunt lucruri foarte importante legate cu problemele de combatere cu populismul și da, combaterea cu populismul se face cu educație și nu e deloc o chestiune teoretică, dacă nu vorbea doar de acțiune despre dramatic. România educată e important să fie o chestiune, dar în cele mai concrete elementare, cu responsabilitatea unor oameni care, dincolo de orice fel
de majoritate politică. Își asumă reforma educației pentru care nu trec candidat într-un mandat. Și nu în ultimul rând mă întorc la încredere. Oamenii nu mai au încredere politică. Asta e marea problemă cu care ne confruntăm mai. Trebuie să ne recăpătăm această încredere pentru că ea alimentează populismul. Și cred că se face asta cu onestitate, cum spuneam, și cu responsabilitate, nu neapărat cu sloganul de campanie. M-aș gândi partid politic că, indiferent de culoarea politică și de ideologie, că oamenii au cât tot mai puțină încredere în ea. Și asta este cea mai mare provocare pe care, de fapt, o avem pentru 2024. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș vrea să ne întoarcem și la bazele de dezbaterii noastre. Aveți cuvântul, vă rog să solicitați, avem un microfon, va veni la dumneavoastră, doar un minut vreau să las pe domnul Grăscu Copacescu. Dar nu numai un minut. Deci este extraordinar de dar. Un minut. Vreau doar să aduc vreau să las, nu, ca să fim clar, vreau să avem întrebările participanților și de aceea. În urmă cu 2 ani și ceva, în martie 2021, a fost unul din inițiatorii unei scrisori care cereau liderilor partidelor politice democratice din România să stabilească un cordon sanitar. Dacă mai citeam de acea scrisoare. Nici un lider al niciunui partid nu a răspuns până astăzi acele scrisori. În schimb, aderenții, simpatizanții AUR au stabilit o listă cu persoane care trebuie să executate. Nici o instituție a statului nu a făcut nicio anchetă legătură cu acel lucru. Asta e starea de spirit din România. Nu altă. Și partidele politice spun multe lucruri despre cum trebuie combătut extremismul, dar până acum nu au făcut gesturile despre care se vorbea aici. Gesturile elementare. Să se unească împotriva extremismului. Așteptăm. Da. Întrebări, bineînțeles, și cu o precizare din partea mea, legată și de disputa pe care am avut-o legată de sondaje. Sondajele nu am contestat rezultatul, spuneam că sunt în evoluție. Adică va trebui să vedem ce se va întâmpla în continuare. Acum, într-adevăr, aceasta este imaginea de moment. Să vedem cum va rămâne așa sau nu, depinde de campania electorală. Vă rog, spuneți, vă rog să vă înscrieți la cuvânt. Avem aici, dați primul acolo și pe urmă revenim. Mulțumesc, bună ziua! Ana Maria Icotone, sunt vicepreședinta Organizației Femeilor Antreprenori de România. Aveam pregătite două întrebări despre starea antreprenoriatului mici și mijlocii din România din Europa. Am renunțat la ele, pentru că pornim din acest domnul profesor Porbulescu. Și noi, antreprenorii, consideram că anul viitor nu este o bătălie electorală între partii, deci între democrație și autoritarism. Două întrebări. Prima întrebare, care este oferta politică pe care o pregătiți în cadrul familiilor politice pe care le reprezentați, Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților și, pe de altă parte, Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa, pentru o reprezentare echilibrată la masa deciziilor anul viitor, mai aici mă refer mai degrabă la alegerile pentru Parlamentul European și la intrarea cu adevărat la masa deciziilor a femeilor și a tinerilor, în primul rând. Pentru că, din punctul nostru de vedere, o reprezentare echilibrată a tuturor cetățenilor la masa deciziilor, la toate nivelurile, este unul din principalele instrumente prin care se pot combate populismul, extremismul și așa mai departe, inechitatea și așa mai departe. Și a doua întrebare, mai degrabă la nivel național, de mult timp există în Parlamentul României 3 proiecte de lege pentru o reprezentare, o echilibrare a reprezentării la nivel de cote de gen. Avem 51% din populația României femei și doar 19% parlamentari și pe local lucrurile astea încă și mai rău. Vreau să vă întreb dacă aveți de gând ca prin partidele pe care le reprezentați în Parlamentul României, mă rog, colegii dumneavoastră din Parlamentul României, mă refer la partidele pro-europene, să vă așezați la masă, să renunțați la orgolii, să lucrați un singur proiect de lege care să treacă și să fie valabil anul viitor, să treacă în această sesiune parlamentară. Mulțumesc! Vă rog, răspundeți, sigur, pe scurt, ca să lăsăm o înțelepătă. Rezonez, eu conduc o asociație a femeilor antreprenori de 26 de ani. Și mă luptam atunci, femeile susțin femeile în politică. Și puneam întrebarea, dacă sunt 51% femei populație, de ce nu sunt votate femeile? Dar asta este o altă chestie. Da, eu fac parte din Partidul Marin Social Liberal, avem 4 deputații în Parlamentul European, în grupul politic PSD, și da, avem din 4, 3 sunt femei.
în Parlamentul European. Grupul politic Renew are unul, o femeie, grupul liberalilor cu PMP și CMPPP, grupul popularilor, nicio femeie, și grupul social-democrat are cele mai multe femei, adică patru. Din punctul meu de vedere, și o spun, o spuneam și când nu eram în politică, dacă vreți, pe mine nu procentul ăla mă aranjează, că poate să fie 51% la coada listei, știți, și nu intră niciodată. Problema este de corectitudinea partidelor politice, de a alege pe criteriul valorii, pentru că matematic, sunt inginer și probabilitatea matematică așa arată, că dintr-o mulțime mai mare poți să alegi valori mai multe. Și atunci, logic, am putea să alegem pe criteriul valorii femeile, să le punem pe liste, pe locuri eligibile, care, sigur, și la bărbați cel același lucru, care au în spate rezultate în cariera lor. Pentru că eu nu vreau să nominalizez niciun partid, pentru că nu vreau să o transform în discuție politică. Dar dacă am un lider de partid care la viața lui n-a făcut nimic, n-a condus un om, n-a creat un leu, nu, cum să am încredere să merg în urma lui și să am încredere că poate face politici publice dacă nu și-a făcut pentru propria profesie? Deci aici este marea problemă. Și da, susțin ca și alegerile, nu numai la Parlamentul European, ci și la locale, în Parlamentul Național e foarte important să avem oameni valoroși și să avem această structură de gen, dar și structură profesională. Pentru că eu am fost în 2012 unii nominal aleasă în Parlamentul României și în comisie erau oameni care nu aveau nicio legătură cu comisia din Parlament, dar trebuia să voteze. Și votul lui era egal cu a unui specialist din comisie. Partidele politice criticam că nu era și venea domnul Pădulescu și moderat Timișoara, trebuie să-și pună oameni pe listă pe structura comisiilor din Parlament. Adică să aibă specialist în Comisia de Agricultură, Comisia de Sănătate, Comisia Juridică, pentru că dacă ajunge în Comisia Juridică o persoană care n-are habar, el votează și egal votul cu al nostru. Deci, din punctul meu, de prin partea mea, aveți toată susținerea, pentru că asta am făcut toată viața mea, am susținut femeile și în afaceri și în politică. Mulțumesc foarte mult. Vă rog, domnule. O să întâlnesc și eu ceea ce a spus domnul Grăpini. În grupul social-democrat din Parlamentul European avem o punere foarte mare a doamnelor, la fel și în Parlamentul Național al României. Partidul Social-Democrat are și mai multe doamne și la nivelul funcțiilor locale. Și avem o lideră de grup la nivelul grupului social-democrat în Parlamentul European, adică asta demonstrează faptul că doamnele nu doar sunt puse pe listă și ascultate și au o forță, dar ca fi după doamnelor Grăpini, bazându-le pe competență. Dar o să fac referire la chestiunea cu IMM-ul, pentru că se pare extrem de important. Anual, noi, în grupul social democrat în Parlamentul European, amendăm bugetul european pentru a cere mai multe fonduri pentru IMM-ul. Celelalte grupuri politice să ne convingem să susțină demersurile noastre. Am avut și o inițiativă pentru crearea unui proiect european pentru ca Uniunea Europeană să susțină crearea 1 milion de noi start-up-uri la nivel european, un proiect integrat, numai pentru a uni resursele împreună, iar eu sunt autorul unui proiect pilot prin care astăzi aveți acces la educația antreprenorială gratuită, este o platformă online disponibilă astăzi, unde sunt cursuri, sunt mentori, informații se disponibilă în mai multe limbi, există asistență pentru a avea acces la fonduri europene și un proiect pilot pe care l-am inițiat în Parlamentul European, care ajută tocmai dezvoltarea acestei culturi antreprenoriale atât de necesară astăzi la nivel european. Domnul Buzlaru, știu că sunteți presați de timp, vă rog, da, cât puteți să rămâneți, rămâneți, dar sigur aveți intervenție. Da, mulțumesc foarte mult, o să fiu foarte succint. În partidul nostru, în partidul Reper, avem cote, avem fermoare. Deci, practic, este, egalitatea este statutară, inclusiv pe listele de la Parlamentul European. Deci, la noi pe listă este un bărbat, o femeie, într-o ordine de fermoare, ca să clarificăm pe intern. Aș reveni cu scuzele Igoare că va trebui să plec în avion spre Iași, unde am un eveniment care pleacă tot de la o politică europeană, Garanția Europeană pentru Copii, care din păcate în România nu se implementează și am început un demers de a crește măcar un pic de presiune pe autoritățile locale, pentru că nu au mai nevoie de autoritățile centrale ca să implementeze deja niște lucruri care sind și finanțate la nivel european, din Fondul Social European Plus, care trebuie să fie legate de accesul și oportunități pentru copii. Aș vrea să îmi permiteți un lucru în contextul în care
vreau să mai adaug o frază despre discursul din Starea Uniunii, înainte de a mă retrage. Cred că ceea ce este important să înțelegem că mai există încă un subiect pe agenda, pe care încă n-am apucat să-l menționăm, este vorba de viitorul Uniunii. Am discutat acum mai degrabă de prezentul și cum apărăm Uniunea, dar știți că a existat o dezbatere privind viitorul Europei. Au existat niște concluzii care cumva sunt întărite de faptul că au participat panelul de cetățeni, Parlamentul în sine a organizat o grămadă de lucruri. Și în acest moment Parlamentul pregătește în Comisia pentru Afaceri Constituționale activarea articolului 48, care înseamnă că vrem o convenție, deci vrem practic să schimbăm tratatul. Evident, lucrul ăsta e relevant și pentru perspectiva de extindere, când s-a ajuns la 30 ceva de state, nu mai cum să ai câte un comisar pentru fiecare țară, nu? Adică sunt niște lucruri care vin să înțeleg. Și cred că în discursul privind Starea Uniunii am vrea să vedem susținerea Comisiei pentru acest demers, faptul că, într-adevăr, ne propunem, evident, nu va putea să fie până la sfârșitul legislaturii acesteia, dar ideea e Comisia și asumă și ea, cu noua perspectivă, organizarea unei convenții. Decizia finală este a Consiliului European, asta e foarte clar, nici măcar nu există dubii. Aici Parlamentul se pregătește, repet, să activeze, acum înainte de sfârșitul unui articol, pentru organizarea acestei convenții pentru a avea un contract. Și acolo sunt multe lucruri care sunt foarte relevante pentru România. O să aduc un singur lucru aici pe masă, care este drag și lui Victor Negrescu, de a avea educația mult mai bine ancorată în competențele Uniunii Europene. Eu susțin asta absolut clar, atât despre componenta de educație vocațională, tehnică, profesională, cât și în ceea ce privește, în general, sistemele de educație și asta cred că ar ajuta foarte mult în România. Vă invit să urmărim împreună ceea ce se discute despre viitorul Europei și în cele vreau de spus de cum a trebuit să-mi reclat mai degrabă. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim pentru prezența dumneavoastră, drumul la Iași, și vă așteptăm în continuare la dezbaterile care vor veni cu siguranță. Haideți să mai luăm întrebări, bineînțeles. Îmi permiteți mie să-mi spun întrebare, da, sigur, dacă vreți să interveniți, mă rog, că asta e, fiind mai departe, vă rog. Da, completând ce spune Dragoș, cred că întrebarea era că nu sunt politică în 2024 și cum să ținem foarte concret agenda asta de egalitate de reprezentare și încă ce se spune aici femeile, eu cred că e foarte importantă. Noi suntem pe urmă de co-președinție la care s-a spus că avem problema acestea și suntem de un aspect. Noi la rând suntem singurul poate că a lansat și într-o provocare pentru ce dați colegi, mă spune că sunt toate sentarea singurul poate, din potrivă. Un manifest continuu în legătură de genul și de șanse și care depinde foarte multe lucruri acolo, nu doar perspectiva de legătură politice și de fiecare dintre partidele politice de România ar trebui să aibă un astfel de document, să le punem la oaltă, la o masă comună și să tragem niște concluzii de acolo importante. Și ne-ar plăcea să văd că susținem propunerea legislativă despre care menționa doamna care a pus întrebarea împreună ca partid de politice, pentru că sunt o chestiune care vizează dezvoltarea României, nu o funcție de agenda neapărat electorală neapărat. Și așa cum spuneam, cred că doamna Gărbine a spus, sigur, că poți să ai femeie să ajungă ultima la listă, cred că faptul că noi la referament fermoar și că minimum 40% intră funcțiile de conducere interne, sunt peste o poate de femei, și unul dintre ei, oamenii trebuie să fie tine pe listă și ei vorbesc de listele externe, contează și percepția publică, sperăm noi, pentru că e acest semnal pe care dăm în mod real că e vremea ca România chiar să arate ca o țară în care egalitatea de gen și de șanse, dar și oportunitățile pentru tine, de exemplu, sunt în lucrurile Comisiei cu cei partea unei agende electorale. Dar apropo de competențe și specialiști, vreau să spun că nicio secundă nu cred că a plecat unul dintre noi și nu pleacă unul dintre noi în partidele care suntem de la ideea că unul vrem niște locuri acolo ca să visăm partea asta de poate de ce. Chestiunea profesionalizării politicii și a profesioniștilor în politică ar trebui să ne preocupe și cred că ne preocupă pe toți. Vorbim despre oameni competente, dar
Vorbim despre oameni care știu foarte bine să facă lucruri, fie că sunt bărbați sau femei, indiferent de apropiată de ce. Și vorbim despre oameni care, în măsura în care evident au și aceste competențe, să aibă și aceleași oportunități. Am avut o dezbatere acum o săptămână sau două cu aproximativ 100 dintre colegele noastre, tocmai despre participare la viața politică, ca să ne încurajăm să candideze. Și era un spațiu popular de antreprenoare, în primul rând, dacă tot am văzut despre antreprenoare și m-am bucurat foarte mult de economiste, de oameni de noi care știu foarte bine finanțe, educație, multe dintre ele, de juriste, de oameni care deja sunt specialiști foarte buni în domeniile lor. Și sincer mi-ar plăcea să le vedem și pe listă. Nu doar la un partid, ci la toate partidele din România. Mulțumesc, doamna Sfântare. De câștigat, de câștigat în numele. Să mai luăm întrebări și o să luăm mai multe seturi ca să putem să acoperim cât mai mult, așa că vă rog să dați microfonul, o să luăm mai multe întrebări, cam de la 3-4 persoane, ca să putem să răspundem cât mai mult, să ne încadrăm și în timpul avut la dispoziție. Vă rog. Începeți. Dacă erați în... În primul rând, pentru reprezentanții tuturor partidelor, când vor fi conturate aceste liste cu candidații pentru europarlamentare, și nu mă refer la listele definitive, ci să fie o discuție, cel puțin echipa lărgită care ar putea intra, pentru că ați tot menționat un partid care lasă deoparte teoria și acționează la firul ierbii. Au deja o listă lărgită de candidați, au deja acțiuni, și mă refer la acțiuni mari de tot, exact ca într-o campanie electorală. Ceea ce partidele mainstream, pentru că aici sunt partidele mainstream cu reprezentare și anume de Parlamentul României și în Parlamentul European, par să fi lipsit la această lecție, cel puțin în momentul de față. Și mai sunt 9 luni și o zi până când cetățenii se vor prezenta la urne să voteze pe oamenii din viitorul Parlamentului European. Mulțumesc, dar bun, numele meu este David Sfera, sunt elev la Liceul Teoretic Ion Barcu și de asemenea am unul dintre cei 15 reprezentanți ai elevilor din București, peste 396.000 de elevi. Aș dori să vă adresez următoarea întrebare cu privire la starea educației, practic, cum vedeți dumneavoastră atingerea unei echități la nivel european, pentru că sunteți în postură de eurodeputație. Da, mai avem o întrebare, două, să le trecem în acest pachet, după care facem răspunsurile și revenim cu la ceilalți. Ce Sunt implicată în activitatea instituțiilor publice centrale și completată de o activitate didactică, mai ales cu focus pe sănătate și asistență socială în Uniunea Europeană. Și fiindcă suntem în septembrie, în prag de 9 ani universitari, eu resimt o mare responsabilitate când sunt în fața studenților mei și vorbim despre valori democratice, valori europene. Deci resimt această responsabilitate în a-i convinge și a-i garanta, da, aceste valori pentru viitorul lor. Deci nu vorbim doar de cum funcționează Uniunea Europeană, cum funcționează instituțiile lor, dar ei mă întreabă, bun, și ce aduce pentru mine Europa? Care este diferența, da, pe care eu, ca cetățean al României, cetățean european, o voi avea, da, când termin studiile, când mă voi angaja? Deci această presiune, această responsabilitate pe care o am în mod continuu și în acest context vă adresez o întrebare. Care sunt, din punctul dumneavoastră, principiile, da? Ce trebuie să le spun, să le răspund acestor tineri? Cu ce argumente trebuie să vin și să-i conving că rolul și drumul nostru ca țară, ca cetățenii, este în Europa? Și ce beneficii au ei în acest context? Pentru că recent am trăit experiența Brexitului, da? Și Europa a spus cu această ocazie, da? Când pentru prima dată o țară a ales să iasă din Uniunea Europeană,
A spus că Europa trebuie să se schimbe radical, să facă niște schimbări pentru a nu antrena cumva de alte țări în această direcție. Mulțumesc! Mulțumesc! Încă o întrebare în acest set. Vă rog, scurt. Bună ziua, sunt domnul Nicolae Constantinescu, că sunt director asociat la Universitatea din București și vreau să vă întreb în cadrul anului european al competențelor, care sunt măsurile sau care sunt inițiativele pentru România în ceea ce privește sprijinirea microcredențialilor, mai ales că țara noastră este un pionier în aplicarea unor astfel de programe, fiind contribuitor direct la programul Lexi european, care integrează un astfel de concepte microcredențiale. Accelerarea unor astfel de lucruri conduce cu un mai rapid transfer al competențelor din zona teoretică în zona practică și astfel în industrie și în activitățile cu proiecte. Mulțumesc și încă o întrebare, vă rog. Da, vă rog. Erați mai de mult. Mulțumesc. Mă numesc Cupera și sunt din Iemen. Am venit în România acum 2 ani să studiez relații internaționale și studii europene. Întrebarea mea este cum au reputat prioritățile și provocările ale OE să afecteze migranții și comunitații lor, iar dacă programele de integrare sunt de leste acestor priorități da, în România. Mulțumesc! Încep eu să răspund prima și o să iau pe educație, pentru că au fost vreo 3 întrebări care au mers în același sens și la urmă o să răspund de migrație și dumneavoastră de ce face un anumit parte. În primul rând vreau să specific să fie clar. Educația este competență națională. Sănătatea este competență națională. Fiscalitatea este competență națională. Dacă noi cerem mai multă intrare a Uniunii Europene în subsidiaritate, avem critici. De ce intră Uniunea Europeană în subsidiaritate? Noi trebuie să urmărim tratatul până când este acest tratat. Când o să-l modificăm, o să-l modificăm. Esența în Uniunea Europeană, creierii Uniunii Europene, a fost piața internă. Adică libera circulație a cetățenilor, a mărfurilor, da, nu mai plătim taxe. Eu când eram în business trebuia să am taxe diferite din nu știu câte țări înainte de a intra noi în Uniunea Europeană. Da, politici comune și recomandări și exemplu de bună practică, evident, pot fi și pe sănătate, cu ocazia pandemiei, chiar am făcut politici comune pe sănătate. Da? Ce văd eu ca și greșeală? Greșeală cantenis, personală, a României, acum că despre România vorbim, în politicile pe educație. Și dacă cineva întreba ce câștigăm, păi da, tinerii care merg la, sau dumneavoastră vă întreabă studenții, pe tinerii care merg la Erasmus, tinerii care merg în experiență, tinerii care studiază, nu s-ar fi putut, dacă nu era în Uniunea Europeană, să se întâmple lucrurile acestea. Dar eu, din 2014, constat că România accesează mult mai puțin oportunitățile care sunt puse. Deci e o tavă, te duci să iei sau nu. Eu am 2 proiecte pilot care au trecut cu ratinga și sunt convinsă că le va susține și Victor Comisia de Buget, Comisia Europeană ne-a dat ratingul cel mai mare, pe bugetul de anul viitor. Pentru mici întreprinzători, un buget pentru artizan și mici meșteșugari și un proiect pilot pe transport turist, piste transfrontaliere pe bicicletă. Eu sunt curioasă, câți din România accesează fondurile anului? Deci au trecut pe lângă noi anumite oportunități puse la toată lumea și cine-i harnic și cine se duce ea. Deci la educație, stimată doamnă profesoară, trebuie să le spunem studenților următorul lucru. 1. Au dreptul la libera mișcare la educație. Știți că sunt critici în România. Noi cheltuim de la buget și merg și valorifică educația în alt stat. Dar e dreptul lui pe libera circulație. Nu putem să-i îngrădim cum încearcă Ungaria să facă lucrul ăsta. Noi putem să le transmitem încrederea că poate să facă același lucru în România. Dar au acest avantaj. Au Erasmus. Și ei spun ce ne dă nouă Europa. Știți că cineva, un șef de stat foarte deștept, spunea să te întreb ce dai cu țării tale. Deci, important e cum contribuim noi la proiectul european. Noi românii, milioanele astea de români, încât să funcționeze corect. Pentru că principiul trebuie să fie win-win, câștig. Cetățeanul este și el responsabil de funcționarea democrației. Dacă oamenii politici sunt necorespunzători, sunt dați de societate. Da? Sigur, și aici o să putem dezvolta la comunicare, cum putem noi să convingem, pentru că este foarte periculos pentru democrație,
am auzit deseori în România, toți oamenii politici, toți, acest toți nu trebuie folosit. Toți profesorii nu sunt nu știu cum, toți jurnaliștii sunt nu știu cum, toți medicii nu. Este extrem de grav și de greșit, pentru că se pierde credibilitatea că există posibilitatea de a... Da. Și la întrebarea... Da, 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 da. Stimate jurnalist de la Adevărul, dați-mi voie să spun că societatea ar trebui și oamenii ar trebui să știe că greșește acela, că încalcă niște reguli. Deci noi dacă nu înțelegem că trebuie să respectăm niște reguli democratice și ieșim din acest lucru și ne ducem și spunem cu eu sunt senator, trec printre poliție, dăm voie să intru în spitalul ăla, lucrurile astea nu sunt specifice democrației și regulilor. Deci a face campanie înainte, eu nu știu de ce nu sancționează. Pentru că nu avem voie să facem campanie. Nu avem voie să mituim populația. Să-i atragem, să-i le facem analize și nu știu ce. Astea trebuie combătute. Și presa are un rol extrem de mare să taxeze atunci când ies din limitele democratice partidele. Eu îmi spun punctul de vedere ce vreau să fac, cum vreau să fac, care sunt puse pe site, ce măsuri vreau eu să fie în anul viitor, dar nu mă duc să corup. Asta e corupție. Asta este răspunsul meu. Legat de migrație și scurt, noi am susținut, eu sunt în Comisia Libertăți Civile și Justiție, să fie modificat regulamentul pe migrație, să fie foarte clar delimitat migrația economică, de migrația politică, de migrația din fața războiului, să spun așa, și să ne asigură că statele membre, când acceptă migranți, le asigură și condițiile de viață în statul respectiv. Mulțumesc! Victor Medescu. O să încep și eu cu educația, un subiect care pasionează foarte mult. Sunt și vicepreședintele Comisiei pentru Educație din Parlamentul European și autorul mai multor rapoarte și amendamente în care am crescut inclusiv bugetul dedicat programului Erasmus și educației la nivel european. Sunt de asemenea autorul unui proiect pilot pentru reducerea inechităților existente la nivel educațional între statele membre, un proiect care finanțează astăzi peste 100 de școli din Europa, tocmai pentru a se moderniza. Din nefericire, vreau să spun că am scris tuturor școlilor din România, doar 10 au aplicat. Și 10 au câștigat. Dacă aplicau 12, câștigau 12 din România, doar 10 au aplicat. Din 100 sunt din România, de aceea și eu insist în a spune că sunt multe oportunități, noi căutăm să le popularizăm, nu într-o manieră electoralistă, și facem acest lucru zi de zi. Astăzi suntem aici în fața dumneavoastră și, cu siguranță, dacă ne urmăriți pe rețelele sociale, cred că toți cei aici prezenți, suntem foarte activi, mergem peste tot în țară. De exemplu, eu astăzi merg la Maramureș, merg la Satu Mare, mă întorc la mine la Alba, merg la Cunedoara. Asta e doar weekend-ul acesta. Și nu o facem spunând oamenilor, vine campania mâine, ci o facem spunând oamenilor ce înseamnă Europa, ce facem noi, ce fac partidele noastre, ce susține pe mai departe și mai mult decât atât, ca să facă, susțin și eu ce a spus doamna Grabini, ne mai spun încă ceva. La lansarea acelui partid politic, campanie pentru Parlamentul European, au fost 3 eurodeputați care au votat împotriva României în Parlamentul European. Mă refer la rezoluțiile privind Schengen. Eu cred că ar trebui spus lucrul acesta, că acești oameni de la aur se aliază cu cei care nu vor bine României la nivel european, care fie dată critică România și care se opun aderării României la spațiul Schengen. Cum este a partid naționalist dacă se aliază cu cei care sunt anti-România? Eu nu știu. Și cred că trebuie să le spunem foarte clar că românilor ce înseamnă, de fapt, retorica pe care aceștia o promovează mai departe și faptul că, de fapt, noi ar trebui să ne concentrăm pe proiecte, pe propunere concrete, pe politici publice, să fim responsabili, măsuri concrete. Nu, așa cum spunea doamna Grabini, dându-le ceva oamenilor, ci făcând ceva pentru oameni, în ansamblu. Și asta trebuie să demonstrăm fiecare dintre noi și o facem, să știți, nu într-o logică electorală. Revenind la componenta de educație, da, cred că programul Erasmus trebuie să crească. Eu sunt susțin crearea unui plan european pentru educație, propunere care a fost preluată inclusiv în ceea ce a susținut conferința privind viitorul Europei. Am făcut această propunere, a fost votată și este inclusă acolo, poate cu un program de finanțare dedicat. Astăzi, din nefericire, dacă să ne uităm pe bugetul pe anul acesta și pe anul viitor, Uniunea Europeană dă mai mult pe dobânzi decât dă pentru programul Erasmus, ceea ce e o problemă. Și atunci trebuie să schimbăm logica. Deci sunt și acolo anumite lucruri care să fie remediate. Putem da multe răspunsuri tinerilor atunci când întreabă la ce folosește Europa. Putem intra în detalii, dar astăzi este un exemplu simplu. Lângă noi avem o țară, Ucraina.
nu este Uniunea Europeană, nu este NATO. România este Uniunea Europeană și NATO și se vede diferența. Și până mai departe putem intra în detalii. Sunt multe lucruri importante, micro-credențiale, le susțin și aveți sprijinul vostru în Parlamentul European. Sper ca și la nivel național să găsim soluții la această chestie de mers. Știu că putem să facem foarte multe în domenii. Iar pe componenta de integrare, evident, Uniunea Europeană susține activ chestiunea aceasta, vreau să susțin creșterea bugetului. Sunt două programe specifice pentru componenta de integrare și refugiați. Și aici sunt, evident, multe demersuri care sunt realizate în România folosind aceste resurse europene disponibile. Mulțumesc, domnul Cărbulescu, dacă trebuie să interveniți de asemenea. Da, n-ați mai intervenit de mult și nu vreau să vă sunteți de vreo să mă auziți, vederea, da? Mulțumesc. Scurt, dar scurt că mai avem întrebări. Da, 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 foarte scurt. În Comitetul Economic și Social European, area mea de expertiză este migrația. Din 2009 lucrez pe problemele migrației, am peste 25 de avize în domeniul migrației, am fost între 2015 și 2018 președintele grupului special pe migrație și din aprilie anul acesta sunt din nou președinte pe acest grup. Sunt considerați de către unii politicieni români ca fiind unul din reprezentanții lobby-ului pro-migrație din instituțiile europene și din România. Nu sunt, de exemplu, dintre cei care cred că migrația trebuie în vreun fel să fie limitată, pentru că este una din cele mai importante resurse economice și culturale ale Europei. Am vizitat în 2015 taberele de refugiați din Lesbos, din Sicilia, am fost la granița dintre Grecia și Macedonia, am o înțelegere cât se poate declara situației și pentru mine nu există migrații economice și nu există o diferențiere între state sigure și state nesigure. În statele așa zis sigure, vă iau un exemplu, Maroc, persoanele LGBTQ sunt în momentul de față în situația de a fi închise sau chiar omorâte. Nu mai discutăm de ceea ce se întâmplă în state din Africa subsahariană. Este o problemă, este o responsabilitate pe care Uniunea Europeană o are și am văzut cum în ultimii ani poziția față de migrație s-a înspre din ce în ce mai mult. Am văzut pushback-urile pe care, adică împingerea înapoi a migranților pe care Polonia l-a practicat în 2021 împotriva celor care veneau din Belarus, fără să examineze dacă oamenii aceia aveau sau nu dreptate în momentul în care intrau pe teritoriul Uniunii Europene. Vedem că drepturile omului se suspendă din punctul ăsta de vedere și situația este foarte alarmantă. Din păcate, la nivelul statelor membre, există această tendință de a încerca limitarea migrației. Există un risc al migrației, indiscutabil, iar Rusia profită de loviturile de stat militare pe care le-a susținut în Africa pentru a crea un val al migrației care să înnebușe Uniunea Europeană. Am mai făcut-o în 2015. Probabil că n-ați fost toți conștienți că migrația din 2015 a fost provocată de bombardamentele rusești în Siria. Iar Turcia, ca bun partener la Rusia, a organizat și atunci, asta vă putem spune, vă pot spune cunoștință de cauză pentru că am monitorizat situația din Turcia, a organizat valul de migranți și vă aduceți foarte bine aminte că după acordurile dintre Consiliu, președintele Consiliului și președintele turc, s-a terminat povestea migrației, s-a stopat pentru câțiva ani. Acum e mai importantă și e dramatică. Știți câți ani oameni mor în fiecare an în Mediterana înnecați sau în canalul Mânecii? Vorbim de mii de oameni care, în speranța că vor ajunge într-o zonă a libertății, mor. E vorba de tineri de vârsta voastră, cei care mor. Pentru că una din strategiile pe care le au este să trimită copiii pentru care există protecție specială la nivel internațional. Și aceștia sunt printre primele victime, copii, adolescenți, la asta mă refer. Când am fost în tabără la Pozzallo, în Sicilia, 90% dintre cei care erau acolo aveau sub 18 ani. Este o strategie economică, da, pe care o adoptă unii și anume trimit, investesc într-un copil relativ inteligent pe care îl trimit în Europa pentru ca ulterior acesta să poată să aducă familia înapoi. E o problemă. România nu are o politică foarte clară în ceea ce privește integrarea migranților pentru că nu s-a confruntat până acum cu această problemă în mod serios, dar de acum încolo va exista. În ceea ce privește educația, n-am nimic de adăugat la ce
ceea ce au spus cei care au fost prezenți aici, este atribuția statelor. În relațiile mele cu Comisia n-am fost foarte entuziasmat de discuțiile legate de educație, pentru că am văzut acolo o viziune tehnic neoliberală care vizează foarte mult învățământul privat. Asta e o altă discuție. Mulțumesc foarte mult. Mai avem doar 2-3 minute. Dacă mai este o întrebare sau intervenție, doar atât. Aoleu, ce multe sunt! Acum, dacă vreți și... Da, v-am auzit, doamna Stugariu, doar un moment, vreau să întreb pe participanți și pe invitații noștri, dacă mai pot rămâne peste ora de, pe care o aveam pentru a răspunde întrebărilor. Victor, am înțeles că Victor Negrescu că trebuie să plece. Dacă vreți să mai rămâneți și doamna Stugariu și domnul Pârvulescu, doamna Grabini, doar câteva minute să încercăm să mai prelungim pentru că avem întrebări. Cu acordul dumneavoastră. Și cu acordul gazdelor noastre, dacă se poate. Atunci, mulțumesc domnule Negrescu și mai luăm seturi de întrebări, încercăm să răspundem. Vă rog, cine s-a înscris deja? Unul, iar mai erau pe acolo întrebări. Bună ziua, numele meu este Ana Ștefania Diță, sunt fost elevă a liceului teoretic Jean Monnet și totodată fost ambasador junior. Actual sunt studentă la Universitatea București în cadrul Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării. Întrebarea mea este în legătură cu strategia Uniunii Europene privind consumul de droguri în rândul tinerilor, deoarece din ce în ce mai mulți tineri pică în capcana drogurilor, după cum știm, și cum arată toate studiile. Așadar, cum putem combate consumul de droguri în rândul tinerilor și totodată adolescenților? Mulțumesc. Este o întrebare care ridică o problemă extrem de gravă. Știu din ultimele statistici a devenit extrem de grav ce se întâmplă în școlile și liceele din România. Procentul tinerilor care consumă droguri crește și este foarte mare. Doamna Stugariu, pentru că erați deja înscrisă la cuvânt, să vă pregătiți și mai luăm întrebări până începem să le epuizăm pe care. Bună ziua, numele meu este Bruno Petre Valentin și o întrebare pe care o am este faptul că, după știm, majoritatea extremismul nu se bazează de fapt pe rațiune, ci mai mult pe emoții și ce simt oamenii de extremism. Fapt care aduce cât mai mulți simpatizanți. Considerați că dacă am face mai multe campanii de informare pe care să potrivim, că dacă dorim să avem o țară puternică și prosperă, ne trebuie neapărat și o Uniune Europeană care să fie la fel de puternică. Și cea de-a doua întrebare pe care vreau doresc să vă adresez este, considerați că dacă am impune mai multe sancțiuni și am încerca să creăm o blocadă în zona Kaliningrad, care aparține Rusiei, credeți că am putea avea un pion în plus pentru a putea încerca să oprim războiul? Bună ziua! Mă numesc David Pera, sunt elev la Liceul Teoretic Ion Bazu. În ultimii 20 de ani, Uniunea Europeană se confruntă cu o rată a natalității scăzute și cu îmbătrânirea populației. După cum am văzut, în Franța au început deja proteste pentru că au crescut vârsta de pensionare. Și la noi deja începem să avem probleme cu lucrul ăsta. Eu vreau să vă întreb cum putem combate îmbătrânirea populației și rata natalității scăzute. Mulțumesc! Bună ziua, Gabriel Canariu, din partea Ambasadei Sustenabilității în România. Mă bucur faptul că aveți în fața noastră foarte mulți tineri și dacă tot avem tineri, vreau să vă întreb ce șanse mai are neutralitatea climatică până în 2050. Din două perspective, și aici aș dori să știu, de fapt să știm cum ați abordat până acum acest subiect și cum îl veți aborda mai departe, apropo de oferta politică pe care o veți face. Două perspective. Din perspectiva scepticismului,
Noi, în cadrul Ambasadei Sustenabilității în România, avem o zi dedicată, un program, Ziua Sustenabilității în România. O sărbătorim în fiecare zi, în fiecare an, pe 27 octombrie. Desfășurăm foarte multe proiecte, încercăm să încurajăm autoritățile publice locale, dar și cele centrale, să abordeze acest subiect, și anume să fie o mai bună promovare asupra programelor verzi pe care le desfășoară autoritățile publice locale. Și de 2 ani de zile de când facem această zi a sustenabilității, am reușit alături de Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, în cadrul Guvernului României, să avem și o zi a sustenabilității în România, proiect de lege care a fost adoptat de Parlamentul României și promulgat de președintele României în acest an, 27 octombrie, Ziua Sustenabilității în România, tocmai să meargă în ideea în care să descurajeze mesajele pe care le vedem apropo de schimbările climatice și să încurajăm, așa cum spuneam puțin mai devreme, mesajul cum că e important să fie investiții în zona de programe verzi și, pe de altă parte, să vedem companii care își fac rapoarte de sustenabilitate și își comunică impactul negativ pe probleme de mediu, pe probleme sociale și pe probleme economice. Și aici, apropo, pe zona de raportare nefinanciară, după cum bine știți, la nivelul statelor există în momentul de față un proces de... Haideți să ne limităm la întrebare că... Numai o secundă, ca să ne termin ideea. Vă rog. Dacă tot am agreat împreună că rămânem puțin peste program. E în momentul de față transpunerea directivei europene CSRD pe partea de raportare nefinanciară. Din păcate, exista o directivă din 2014, NFRD, tot pe raportare nefinanciară, responsabil fiind Ministerul Finanțelor Publice în România. Nu vedem, nu am văzut companii care să facă astfel de procese de raportare, tocmai în a veni, cu scopul de a veni în sprijinul unei comunicări transparente și să scadă rata scepticismului. Și pe de altă parte, din perspectiva competențelor, vrem schimbări... E vorba de întrebare. Vă rog, înțelegeți. Mai sunt și alții care vor să pună întrebări. Haideți să... Rapid, 30 secunde. Vă rog. Din perspectiva competențelor, am dorit să vedem, pe de altă parte, în companii și în instituții publice. Vrem schimbări climatice abordate într-o manieră cât mai pozitivă, o înțelegere cât mai bună, însă nu vedem competențe nici din partea companiilor, nici din partea instituțiilor. Ce putem și cum puteți să adresați la nivelul Parlamentului European această problematică? Mulțumesc! Mulțumesc! Da, atunci să ne pregătim să răspundem ca să încheiem această dezbaterea noastră. Rămăsese doamna Strugariu, care este alături de noi în continuare, după care revenim în panelul fizic de aici să răspundem acestor întrebări. Mulțumesc foarte mult. Întâi cu prima întrebare, eu am fost raportoare în cadrul Parlamentului European de susținerea mandatului Agenției Europene pentru droguri. Am și să-și raportor permanent al grupului din opoziția ce privește drogurile și așa este. E un fenomen care capătă tot mai multă amploare și știm foarte bine că este într-o viteză de extindere la nivel global, este conectat de rețele de criminalitate organizată și pentru că întotdeauna se dezvoltă mult mai rapid și mai eficient decât autoritatea de aplicare a legii și e o foarte mare provocare. Mă întorc chiar la România și la soluții. Aprobarea europeană este, doar ca un context, una cuprinzătoare, în sensul în care accentul a fost foarte multă vreme pus pe partea de, după ce am dezistat consumatorii și pe partea mai degrabă care ține de autoritatea de aplicare a legii, strategia nouă pune foarte mult accent pe categoriile vulnerabile, pe prevenție, pe informare, pe protejarea consumatorilor și aici mă gândesc în special la tineri și la abordarea mai degrabă în zona prevenție decât în zona de incriminare în ceea ce privește pe cei tineri. Nu aceeași abordare este când vorbim despre traficanți și despre țele de criminalitate organizată, unde exact trebuie să fie pedepsele foarte mari și aspre în aceeași măsură și rețele să fie eficiente.
Dar noi avem nevoie și clasica nivelul o care are și este răspunsă pentru asta, dar România are foarte mare nevoie de această abordare integrată pe multiple paliere. În primul rând este chestiunea de sănătate publică la care multe multe și nu atenționează foarte serios. Nu ne ajunge chiar fac un apel la foarte multă maturitate din partea noastră tuturor, pentru că sunt mulți copii în școli și părinții sunt deconsolați. Și medicii urgenți cu care am discutat nu fac parte și nu sunt desătrimite, cazurile care au la ei și au fost desătrimite, pe care alegeri se confundă cu tot felul de probleme în ceea ce privește resursele ca să poată să combată traficul de droguri. Nu avem infrastructură de suport pentru adicții. Foarte important și o avem. Și ține de sănătate publică și ține de Ministerul Sănătății. Este foarte important ca care urmează să dezvolte această infrastructură. Noi nu avem oameni care sunt consilieri, psihoterapeuți specializați care să asigure suportul acesta în școli. E important să vorbească și cu tinerii, e important să vorbească și cu părinții. Și școala face campanii de informare. Nu e destul. Avem nevoie de mai mult de atât. Abordarea la nivel european este să facem demersul din zona de prevenție și de informare mult mai structurat decât o facem acum. Deci trebuie făcută. Și apoi, nu în ultimul rând, cele mai credibile voci care pot să combată consumul de drog. O să fie tineri. Și am avut foarte multe dezbateri organizate cu tot felul de oameni de la nivel național, din instituții, din asociații și organizații non-guvernamentale și care vor ca parteneriatul public-privat al instituțiilor statului cu aceste structuri, organizații de punere care sunt implicate în prevenirea și combaterea traficului de droguri și în informarea generațiilor lor, e absolut fundamental. E foarte important să știm și să folosim această resursă. Și aș vrea să ne implicăm mai mult în asta, pentru că, într-adevăr, e o problemă. Foarte repede, din celălalt, pe știu că suntem contact în momentul, este foarte repede, din celălalt, pe știu că sunt două cuvinte despre fiecare. Extremismul și campanii acestea de informare pe care trebuie să le facem, așa e, ai dreptate, ai dat răspunsul, de fapt, la întrebare. Și instituțiile europene trebuie să comunice mai bine și mai mult realizări în Europa, astfel încât să mai scadă, cred eu, teama asta și apetitul pentru teorii de conspirație, dar și la nivelul fiecare chiar din parte trebuie să le spunem lucrurilor oamenilor ce am făcut și lucrurile pe care le facem în continuare. Și de ce e importantă Uniunea Europeană? Era întrebarea mai devreme despre valori, despre tine și despre cele putem explica. Există și vă invit din nou să căutați titlul, se numește Neuron, pe care l-am lansat cu oportunități de finanțare pentru tine. Există foarte multe resurse pe care o alocăm bine, tot timpul de mobilitate, în care de fapt ca oportunitatea să lase și să studieze și să afle mult mai mult despre sine, în primul rând, ca perspectivă profesională și despre Europa. Și nu ar fi fost posibil într-un astfel de cadru. Suntem, România are 1 miliard de euro în cadrul programului pentru ocupare din banii europeni. Aproape 1 miliard de euro de liber. Bun, cadrul financiar are 27 de miliarde de euro pentru Erasmus Plus și România are 27 de miliarde mai pentru acest an. Deci sunt lucruri pe care le fac. Am avut elegi și ministeri la Parlamentul European care se referesc la funcție în Europa cu Discovery EU. Nu s-ar fi putut nimic din toate acestea fără Uniunea Europeană și fără proiectul european. Despre sancțiuni, ne destăduim să, cum spuneam, recuperăm peste jumătate din bani pentru construcția Ucrainei se află în activitate îngheșată în Banca Centrală a Rusiei. În acest moment, eu trebuie să spun soluție pentru a scopa epocul de diamant, Rusia, deci încă sunt lucruri de făcut și trebuie să accentuăm o moneda de sancțiuni. E important, dar e foarte important să creăm și această perspectivă pentru reconstrucția Ucrainei și pentru ce se întâmplă în momentul în care se termină războiul și cum va reacționa Europa la această reconstrucție, care cred nu privește doar Ucraina, ci ne privește și pe noi. Combaterea îmbătrânirii populației e problema deficitului democratic, e una foarte serioasă la nivelul Uniunii Europene, este și în România. O să răspund foarte scurt la asta. Noi trebuie să avem, România are o strategie în acest moment, da, trebuie să avem o strategie pentru deficitul demografic, dar este cea mai importantă investiție și cel mai important element al acestei strategii este investiția în tineret. Și investiția în aceste generații care vin, începând cu lucrurile de astăzi în deficitul european, și asta atinge, știți, când a fi un nivel de 7 nivel de european, despre care vorbeam mai devreme,
și a sustenabilității despre care vorbim mai devreme, unul dintre cei care au pus în întrebări. Astăzi, dacă ei vor spune asta și dacă sunt atât de maturi, se înțelegă că nu există o altă variantă decât să mergem către sustenabilitate și către alternative energetice și să ne atingem obiectivele, pentru că astfel ne ducem într-o direcție în care nu mai putem să mai oferim minime garantii de siguranță acestor generații care vin, ci trebuie implicați, ascultați și implicați în deciziile locale de astăzi. Și după aceea, deciziile pentru ce facem mai departe la împreună cu ei. Trebuie investi și în competențe pentru tine și în obligată pentru tine și în alfabetizare digitală pentru tine și în toate oportunitățile pe care ei astăzi le au viața muncii. Pentru că viața muncii se schimbă azi, nu se va schimba peste 20 de ani. Asta nu se avem de făcut și pare rău că aș povesti mult despre oportunitățile de finanțare și despre cum nu le uităm, de fapt, către generația tânără, și din perspectiva educației, Comunitatea privind viitorul Europei a spus clar că pentru sănătate și educație trebuie să avem mai multe competențe și să modificăm. Sunt sigur că gazdele noastre vor organiza dezbateri pentru respectivă. Mulțumesc foarte mult. Dar educația ar fi bine să fie de competență europeană. Vă așteptăm în continuare pentru că vor fi teme și sunt sigur că le vom aborda. Sigur, în viitoare dezbateri. Vreau să las și ceilalți invitați să poată să răspundă. Doamna Grapini, domnul profesor. O să văd cât de concis pot să răspund. Întrebările sunt bune. Și nu trebuie să așteptăm numai gazdele să organizeze. Fiecare dintre dumneavoastră puteți fi multiplicator și să vă duceți să organizați. Autoritățile locale pot să organizeze, școlile pot să organizeze, universitățile pot să organizeze, organizațiile neguvernamentale despre care le plângea de milă domnul colegul de panel, eu conduc niște Pădulescu, da, sunt obosit de ajuns acolo la 1 noapte. Încerc în ordinea care ați spus, drogurile. Drogurile nu pot fi oprite dacă nu mergem la cauză, noi mergem la efect acum. Să instruim în școli că nu-i bine, nu-i sănătos, cauza este traficul, comercializarea drogurilor. Și responsabilitatea este a fiecărui stat membru. Vă spun încă o dată, am fost raportor pe programul VAM, mi l-am asumat acum la schimbare. Dacă noi nu vom controla ce intră în țărișoara noastră, putem să facem noi educație de la grădiniță. Deci noi trebuie să mergem la cauză. Asta i-am spus domnului Rafila, asta am spus Guvernului României, asta am spus și în Parlamentul European. Pentru că trebuie să-și asume că România preia lucrurile acestea de undeva din vest. Să fie clar, să nu mă considerați că sunt din generația cealaltă, dar asta e adevărul. Și atunci, aici, România trebuie să aibă o strategie proprie de combatere a traficului, dar cu adevărat, nu așa formal, iar Uniunea Europeană să armonizeze, și vorbea următorul care a pus întrebarea, de sancțiuni. Stimați invitați, din punctul meu de vedere, care am crescut și am lucrat în două sisteme, democrația nu înseamnă că nu trebuie să avem sancțiuni. Democrația înseamnă conformare voluntară, dar în momentul în care nu se conformează voluntar, eu trebuie să am pregătită sancțiunea. Adică dacă în trafic un șofer nu se conformează voluntar, o să-l lasă o mare? Deci trebuie să avem sancțiuni. Trebuie însă sancțiunile să fie proporționale, etice, corecte, administrate la fel pentru toată lumea. În firma mea, dacă eu sancționam un lucrător nedrept, se revoltau ceilalți. Dacă nu îl sancționam, se revoltau cei corecți. De ce nu l-ați sancționat? În minister, când am fost ministru. Acolo n-ai pârghie, domnul Ioniță, domnul Păbulescu. Să trebuie schimbată legea. Ministrul nu poate să dea afară un angajat din minister. Și nu poate să-l stimuleze pe ăla care lucrează mai bine și să ia din salariu cel pe care nu lucrează. Păi cum să conduc atunci? Deci, sancțiuni trebuie. Drogurile v-am spus. Despre demografie. Există la nivel european strategia demografiei. România stă catastrofală. O găsiți dacă intrați. Suntem la coadă. Dar degeaba fac o strategie pe hârtie demografică pentru România, dacă nu pun la un loc politicile sociale și economice care să-mi permită mie să pot să am familii de tineri, familii care fac copii, pentru că dacă nu au poșul zilnic, nu își pot permite. De aceea, strategia demografică nu poate să aibă rezultate decât dacă merge la pachet cu politici economice și sociale.
Neutralitatea climatică. Am să vă spun ceva ce nu e popular pentru noi politic. Eu am avut rapoarte pe genul ăsta, de Green Deal și de alte lucruri, pe care nu le-am votat. Și am argumentat de ce nu le votez. Sustenabilitatea este dată dacă eu folosesc ținte corecte care pot să le îndeplinesc. În management, dacă eu iau, propun o problemă și nu se îndeplinește, e mai rău decât dacă n-aș fi propus-o. Iată, vă dau un exemplu. Eu nu sunt, n-am fost de acord și n-am votat regulamentul cu mașini, numai mașini electrice în 2030. Nu o să fie. O să trăiți și o să vedeți. Nu se va putea. Noi trebuie să le facem proporționale cu ritmul de asimilare a industriei, a tehnologiei, a cercetării, ca să pot, și cu posibilitatea de achiziție a ceea ce vrem noi să facem mai scump și mai bun. Deci, stimate domnule, neutralitatea climatică trebuie să fie gândită proporțional cu realitatea îndeplinirii obiectivelor. Și ca să închei cu acest subiect, am fost o voce în Parlamentul European în care a spus așa: dacă global nu negociați ca cei mai mari poluatori să aibă și ei politici de mediu, pentru că nu Uniunea Europeană, Uniunea Europeană este cel mai mic poluator acum, este lider în acest domeniu de nepoluator, dar ce facem că și China și Statele Unite și India și ceilalți poluează. Trece aerul peste graniță, dar cel mai grav este că se subminează producția europeană, a românească și a celorlalte state, în momentul în care am prea multe sarcini, pentru că neutralitatea climatică costă pe antreprenori. Da? Și atunci ce vom face? Închidem la noi și importăm produse care sunt mai necontrolate din punct de vedere a calității. Deci eu mă lupt pentru această etică. Da, avem comerț cu țări terțe, dar să le punem condiții, am fost raportor pe standarde. Și am impus acest lucru. Standardele europene trebuie să recunoscute de cei care vor să aducă în piață produse, servicii și așa mai departe. Asta înseamnă etică comercială. Și din acest moment, cu competențele, păi competențele de la orice nivel, dacă vreți, sunt, din nou, dacă revenim la democrație, așezate pe tabla de șah, am și scris o carte, Viața ca un joc de șah, omul potrivit la locul potrivit, sunt așezate tot de cetățeni. Cine alege pe politicieni? Și de acolo, după alegere, alegerea Parlamentului, să luăm România, de acolo pleacă după numirea guvernului, numirea instituții centralizate, decentralizate și mai departe. Dacă nu ne asumăm responsabilitatea de cetățean care să mergem la vot, da? Să ne imaginăm că nu, în România 30 și ceva la sută la vot, și dacă s-ar da o lege și ar spune o anumită categorie nu are drept de vot, ar fi în stradă. În Belgia e obligatoriu votul, în țara care eu lucrez acum. Păi nu am numai drept să critic și nu mă duc în teren să lucrez. De aceea, competențele, din punctul meu de vedere, sunt un rezultat a modului de acțiune a întregii societăți. Responsabilitatea partidelor este atunci când pun pe listă oamenii competenți. Din punctul meu de vedere, am predat pentru schimbarea legii electorale, eu am intrat în Parlamentul României uninominal, mi-aș fi dorit să fie legea de alegeri mixt pe listă, ca în Belgia, adică partidul pune o listă de la 1 la 30, eu, cetățean, pot să aleg de acolo 7 și valabil votul. Și aleg poate pe ăla de pe locul 30. Și finalmente, cetățenii schimbă ordinea pusă de partid. Și în felul acesta, cetățeanul își înțelege rostul lui să meargă, că poate influența, și în același timp, tot probabilitatea matematică, că am lucrat mult cu ea, arată că atunci când mai mulți contribuie la alegere, iese rezultatul cel mai bun. Niciodată nu o să fie ideal, dar cel mai bun. Deci, despre asta am vrut să spun, nu știu dacă v-am răspuns la toți, vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor, și scurt, un minut. Un minut și jumătate. Ce darme! E darme? Nu știu ce se întâmplă cu domnul Ionițaș. Așa. Sunt foarte multe întrebări, au fost foarte multe întrebări, răspunsurile au fost, au încercat să fie cât se poate de bine adaptate. Mă refer la problema legată de războiul hibrid, pentru că asta, din punctul meu de vedere, e problema cea mai importantă, care răspunde multora din întrebările de aici. Pentru că Rusia a declanșat un război hibrid de cel puțin 11 ani, în 2013, împotriva Uniunii Europene și împotriva România. Urmările acestui război hibrid se văd în viața noastră, în viața voastră de zi cu zi. Pe smartphone-ul ăla pe care îl folosiți non-stop și pe care vă puneți cu seminătate toate ideile și toate opțiunile,
Rusia, China, obține un profil de generație și poate să vă manipuleze fără să aveți nicio șansă să vă apărați. Ceea ce se întâmplă. Google știe despre noi, oricare din cei de aici, mai mult știu noi despre noi. Google știe tot. Pentru că Google măsoară tot ceea ce face. Teoretic, dintr-o strategie de marketing. Dar această strategie de marketing poate fi folosită în strategie de orice. Iar scandalul Cambridge Analytica din 2016-17 ne-a arătat foarte clar care sunt consecințe. Pentru cei care nu știu, scandalul Cambridge Analytica este legat de Brexit și de alegerea lui Trump și este vorba de o companie privată din Marea Britanie, dar care acționa și în Statele Unite ale Americii, care a putut să folosească datele a 100 de milioane de utilizatori de Facebook pentru a manipula alegerii. Brexit-ul și alegerea lui Trump sunt legate și de operațiunea pe care au făcut-o Cambridge Analytica, între timp interzisă, dar nu e imposibil de realizat. Iar TikTok-ul, care place cel mai mult generației voastre, nu poate fi niciun fel controlat. Cum ne putem proteja în fața teoriilor conspirației despre care s-a vorbit enorm de mult aici, altfel decât prin informare. Nu putem însă să facem informarea dintr-o dată. Avertismentul meu era că doar câteva luni înainte alegerilor europene nu mai putem purta un discurs rațional. Nici despre climă, dacă asta vă interesează, pentru că în România, de fapt, cei care sunt sceptici în legătură cu situația globală și cu politicile europene sunt mai numeroși decât ceilalți. Nici despre democrație, pentru că democrația e considerată un pilon al corupției și foarte greu se convinge că e altceva în doar câteva luni de zile, nici despre educație și așa mai departe. E foarte dificil. Sau despre demografie. Că puneați întrebările legate de demografie și toți constatăm că demografia scade peste tot, inclusiv în Franța, țară care a fost exemplară până în urmă cu câțiva ani în ceea ce privește creșterea demografică și de aproape 10 ani de zile a intrat pe aceeași tendință pe care intră toate țările dezvoltate. În România este o consecință a dezvoltării economice. Vreau să le dați un răspuns studenților dumneavoastră și tinerilor din ziua de astăzi. Care este țara din lume în care salariul a crescut cu 800% în doar 22 de ani? România. Datorită procesului de integrare european, ADA a venit nemulțumit de salarii, dar a crescut cu 800%, datele Eurostat. Este suficient nu să meargă în Ucraina, care țara în război, ci să ducă în Serbia. Serbia și Moldova, da. Să mergem în Serbia. Iugoslavia era o țară care în 1989 era mult înaintea României. Era un exemplu de semicapitalism. Astăzi este o țară pe care naționalismul a dus-o la eșec. Sunt exemple foarte simple de genul ăsta. Dezvoltarea economică a României este galopantă, chiar dacă inegalitățile sunt mari. Trebuie să intervenim să rezolvăm problema acestor inegalități. Apropo de demografie, în studiul de care v-am vorbit ale Bobby Duffy, cel despre pericolul de percepție, la un moment dat atacă o problemă. Problema ecologică. Cine e de vină pentru poluare? Poluare care ne face viața industrie. Mașinile, industria. Nu un singur de vină. Omul e de vină. Creșterea populației la 8 miliarde de oameni este problema. Vrem să o atacăm? Sau nu? Păi cum credeți că 8 milioane de oameni pot să trăiască fără să... Fără să polueze. Imposibil. Și cum putem ataca lucrul ăsta? E foarte dificil de discutat în momentul ăsta despre această problemă atât de delicată. Un răspuns e tehnologie. Deci cum putem să contracarăm scăderea demografică? E unul, migrație. Crește migrația, avem nevoie de muncitori necalificați. De unde-i luăm? Ne uităm pe strălă în București. Din Asia de Sud-Est. N-avem din altă parte de unde să-i luăm. Nici din Moldova nu se mai crescă România, pentru că au posibilitatea să meargă în vest. Sau tehnologie. O revoluție tehnologică care să permită robotizare și care să ne permită să ne... Și care poluează. Poate că poluează, poate că nu. Poate că nu. Poate că nu. Ce facem cu bateriile? Nu avem o soluție la nivelul ăsta. Mare dezbatere. Următoarea dezbatere. Da. Deci pentru următoarea dezbatere ne rezervăm și trecem pe un v-am notat, sunteți aici pe listă. Mulțumesc foarte mult dumneavoastră, participanților, doamna Grapini, domnul Curculescu și ceilalți participanți.